Fete și fete, bine ați venit la Minecraft Apocalipsa! Bună dimineața tuturor, m-am trezit cu o durere de cap foarte, foarte mare și nu știu unde mă aflu. Adică aseară m-am culcat la mine în cameră și era totul normal și astăzi mă trezesc în locul ăsta super, super ciudat. Ia stați! Boys, asta e de fapt camera mea! Ok, deci nu m-am teleportat niciunde sau ceva de genul, sunt la mine în casă. Însă întrebarea mea e de ce e totul distrus și ce naiba s-a întâmplat? De ce nu mai am vecini? Aveam un vecin fix aici în stânga. De ce totul e spart? Ok, ok, sunt într-o stare de confuzie foarte, foarte mare. Nu știu dacă pe bune sunt la mine în casă sau sunt într-un alt loc care seamănă cu casa mea, numai că este dărăpânat. Și stați că nu sunt singur! Mai e cineva cu mine în casă, Raul și Luiza. Dar stați, asta e casa mea pe bune. Asta e casa mea, asta e patul meu. Patul roșu e patul meu. Ok, dacă asta e casa mea și totul e distrus, ce caută necunoscuții ăștia la mine? Bro, ce-i cu ei? Ce-i cu ei? Raul și Luiza. Ok, am foarte multe întrebări, nu știu unde mă aflu, sper în continuare că asta să nu fie casa mea, însă tare, tare am impresia că este. Haideți să mergem sus, ok, să mă duc sus, băi, asta cred că e casa mea pe bune. Hai să merg pe aici, uiteți-vă, Raul și Luiza, voi cine sunteți și ce căutați la mine în casă și ce naiba s-a... Opa, ok, am picat, ok. Deci, s-a spus să mergem înapoi la ăștia. Voi cine sunteți, ce căutați la mine în casă și ce naiba s-a... Bro, bă, se dărâmă casa cu mine, voi vedeți? Efectiv, deci se dărâmă casa cu mine. Voi ce căutați aici? Cine naiba sunteți și ce vreți de la mine? Efectiv, nu înțeleg. Raul, cine ești, frate? Oho, ia vedeți cine s-a trezit. Marius, relaxează-te și vezi că dacă mai e mâncare în frigider, bănuiesc că ți-e foame. Băi, what? Lasă-mă cu mâncarea, bro! Cine ești și ce cauți în casa mea și ce s-a întâmplat aici? Nu înțeleg. Nu mai vorbi așa cu noi, ar trebui să ne fii recunoscător pe viață, deoarece te-am salvat. De la ce m-ai salvat, frate? Ok, te-am salvat și pe tine, dar ne-am salvat și pe noi. Cine sunteți voi? Eu nu înțeleg nimic. Raul și Luiza, tu cine ești, Luiza? Oh, iubitule, cred că el a dormit de dinainte de ce s-a întâmplat. Cred că nu știe. What? Ce să știu? Bun, acum că ne-am adunat toți aici, vreau și eu neapărat să știu ce s-a întâmplat. Cine sunteți voi, dacă aici mă aflu în casa mea sau nu? Și de ce totul e distrus în jurul meu? Ce naiba s-a întâmplat, Raul? Ok, Marius, nu știu cum o să reacționez la ce urmează să spun, sau dacă măcar o să mă crezi, dar eu o să încerc. Spune-mi, frățioro. Acum 12 ore, pe pământ a început apocalipsa. What? Mai exact, un asteroid ne-a lovit neașteptat și a omorât 90% din populație. Holy shit, asta nu poate să fie real. Asta nu poate să fie real. În momentul de față, noi suntem cam singurii supraviețuitori din zonă, iar eu împreună cu nevasta mea, Luiza, am văzut casa ta și ne-am gândit să ne adăpostim aici, dar nu am vrut să fim nesimțiți, așa că am avut grijă și de tine. Bro, a venit apocalipsa și suntem singurii supraviețuitori? Gen... Ok, ok, să zice că... Deci să spune că Raul nu minte cu nimica și chiar mă aflu pe bune în casa mea, însă sunt foarte multe chestii pe care mi le amintesc, de 100% sunt în casa mea. Însă, băi, a venit apocalipsa și suntem singurii supraviețuitori, ok, nu chiar singurii, mai e încă câteva milioane de oameni, 10% din populație. Însă, băi, am supraviețuit, asta e bine, nu? Dar, poate acum ori ești șocat, ori te bucuri că ai supraviețuit apocalipsei. Însă nu este chiar așa de roz cum vezi tu. Frățior, îmi dau și eu seama că nu e situația roz. Adică, uite-te și tu ce le-ai mai pe aici, bro. What, ce-i chestia aia? What, ce-i porcul ăla? Ok, foarte, foarte ciudat. Dar, gen, de ce spui că nu e așa de roz totul? Da, Raul are dreptate. Acum îți dăm a doua veste și sper să nu te sperii. Hai să vedem. Deci ce veste poate să fie mai rea decât că a venit apocalipsa? Dar, dacă nu facem ceva, mai avem doar 7 zile de trăit. What? Cum adică? Asteroidul a creat radiații foarte, foarte mari care o să distrugă Pământul într-un timp foarte scurt. Așa că, ca să ne salvăm planeta și totodată să existe și supraviețuitori, liderii lumii, adică guvernele, au creat un bunker gigantic în care toată lumea are timp să meargă în următoarele 7 zile. Ok,
Deci, așa, dacă stau așa să mă gândesc așa rapid la rece, trebuie să ajungem la un bunker gigantic în 7 zile. Ce așa de greu? Nu e nimica greu, putem să ajungem acolo, trebuie neapărat să ne grăbim, hai să mergem. După 7 zile, planeta o să fie plină de ceva substanțe toxice ca să elimine radiațiile. Acolo vom trăi foarte bine. Ok, hai să mergem la bunkerul ăla atunci, ce e așa de greu? Însă, momentan noi nu știm nimic de acel bunker și nici nu găsim oameni pe aici. Dacă vrei, poți lua ce se află mai sus în cesturi și să mergi la vânătoare. Ne-ar trebui niște mâncare pentru diseară. Am înțeles că e și un oraș abandonat pe aici, dar momentan eu zic să nu mergi acolo. Ok, Raul și Luiza, ok, o să mă duc eu afară, o să mă duc să caut chestii și trebuie să mă duc, nu știu, sus la etaj sau care e treaba, unde trebuie să mă duc, sus aici ca să iau niște iteme. Ok, fraților, deci ne-ați auzit și voi pe băieții ăștia, oficial trăim apocalipsa. Băi, voi vedeți că se crapă casa efectiv sub mine. Hai să zic, avem chesturile astea, hop, avem un power set, deci trebuie să luăm niște chesturi și să mergem la vânătoare, neapărat, bro. Avem o lanternă, pot să o folosesc? Hopa! Uitați-vă, băi, că am folosit-o pe bune. Ok, ok, foarte, foarte interesant. Trebuie neapărat să plec de aici. Hai să iau toate chestia asta cât mai rapid. Ok, luăm și asta. Luăm totul cât de rapid se poate, bro. Luăm și asta. Efectiv, se mișcă chestii în spatele meu, bro, pentru că se dărâmă casa. Luăm tot ce apucăm, bro, tot ce e foarte, foarte util. Ok, stați să luăm astea și să ieșim puțin afară din casa asta blestemată. Hopa, ce salea, bro, la să-mi faci. Ok, ok, ok. Deci trebuie neapărat, deci ce am găsit aici? Ok, am găsit chest plate. Am găsit o bâtă, o țigaretă, eu nu fumez, deci da, avem treabă. Avem o... asta e un dead flashlight, adică este o lanternă moartă. Ok, hai să mergem la vânătoare. Ok, era să mor efectiv acolo. Însă, hai să vedem bun ce se întâmplă. În față mai e o casă. What? Casa asta nu era înainte aici. Hai să vedem ce găsim și aici, bro. Găsim ceva interesant aici. O bâtă de golf, ok. Foarte multe candele, foarte multe cărți, să nu schimb nimic în ele. Bâtă de golf, iară nu o mai iau. Niște cuie, o să le luăm pe astea. Iară candele, nu știu ce pot face cu candele în sus să le iau. Ce avem aici? Un dead flashlight. Avem torțe, ok, ok, de torțe avem nevoie. E bine că avem torțe și aici ce avem? Iară 24 de torțe. Ok, boys, avem torțe, haideți să mergem la explorat. Să vedem ce naiba putem să găsim aici. În această lume foarte, foarte ciudată. Efectiv, mie nu vine să cred, acum 10 minute totul era, băi, era o viață normală și m-am trezit în dita mai apocalipsa. Însă singurul nostru obiectiv acum este să supraviețuim și să găsim cât mai multe informații ca să ajungem la bunkerul ăla, pentru că dacă nu ajungem acolo în 7 zile, o să fim efectiv morți. Ok, hopa! Hopa, boys! Calmați-vă că am găsit ceva aici! Calmați-vă că am găsit ceva pe bune aici. Ok, este vorba despre o casă de asta făcută din cărămidă. Să vedem, poate găsiți ceva aici. Efectiv trebuie să merg peste tot să explorez, pentru că poate voi găsi ceva informații care mă vor ajuta și să ajung la bunkerul ăla. Avem doar 7 zile, bro. Avem doar 7 zile și asta este ziua 1. Ok. Ok, deci uitați-vă la casa asta, mamă, mi se pare destul de ciudată, bro. Ok, fraților, deci casa este destul de ciudată, dacă stați să mă întrebați pe mine, adică nici măcar nu arată ca o casă. Însă acolo înăuntru are niște chesturi, așa că o să mă duc înăuntru să vedem care-i treaba. Însă, hopă, mai are și ceva aici, bro. Ce-i asta? Asta e cumva o bază secretă, un bunker secret? Ok, boys, e ceva acolo jos, e ceva întuneric acolo și bănesc că se află și niște chestii. Însă trebuie să intru înăuntru, dar nu am cu ce. Ok, hai să intru în casa asta, poate o să găsi ceva care o să mă ajute să intru acolo jos, ok. Hopa, uitați-vă acolo un schelete pe jos, mamă, boys, bă, mi-e frică maxim, man. Mi-e frică maxim, vă jur. Să nu cumva să-mi sară ceva în față. Hai să ne ce avem aici. Hopa, canned food. Deci, mamă, avem mâncare. Trebuie să luăm mâncare. Asta e obiectivul acum. Să luăm mâncare, ok. Hai să punem toată mâncarea. Uite, hai să o punem în partea asta. În partea dreapta a inventarului o să ținem mâncare. O să iau canned food asta. Tomato, ok. Deci, avem aici, boys. Avem aloe vera, roșii și avem carne de iepure neradiată. Adică încă nu a luat-o radiațiile. Hopa, carrot. Ok, boys, ok. Hai că facem rost de mâncare. Rotten fish-ul nu o să-l țin. Avem cooked slug, chestia asta, checo. Mamă, astea sunt muște gătite, bro. Ok, asta nu chestia asta care nu-mi trebuie. Inclusiv sigareta, să nu fumați, băieți. Bun, hai să ne zici, astea sunt muști gătite. Iac, iac, însă trebuie să le mâncăm neapărat. Este ce găsim sus aici, bro. Mamă, sper să nu pice și casa asta, însă asta probabil nu o să pice. Mamă, bro, e cineva mort aici. Uitați-vă la ăsta, bro.
aici nu-i nimic ancestul ăsta. Poate a mai fost cineva aici să mă îndoiesc, bro. Adică, ok, nu cred că sunt singurul supraviețuitor, însă totuși să mai fi fost cineva aici, e destul de ciudat. Hopa, mai avem acolo un chest, bro. Hai să vedem. Aici avem bandaje. Ok, prima dată când avem bandaje. Și ce avem aici? Am găsit un lever, boys. Cred că cu acest lever o să mă pot duce jos, să mă pot duce în bunkerul ăla pe care tocmai l-am găsit. Holy shit. Ok. Ok, bă, sunt foarte, foarte panicat. Sper că mă înțelegeți. Ok. Hai să mergem jos. Aici avem un bunker. Mamă, uitați-vă. Bă, ia stați, boys. Deci am această bâtă cu spike-uri și aici sunt niște vaci. Bro, i-am murit, bro. Ia, mamă, deci astea sunt radiate sau care-i treaba? Ce avem aici? A, dar uite, avem carne care nu e radiată. Ok, deci sunt foarte multe radiații, după cum a zis și Luiza. What? Uitați-vă la găina asta. Bro, sunteți radiate, trebuie să vă omor pe toate, nu toate animalele. Bun, hai să mergem jos în bunkerul ăsta, boys. Ok, mamă, man. Ok, sper să găsesc aici, poate găsim o persoană, dar nu cred, hai să vedem. Ok, boys. Mamă, what? Șobolane acolo jos, bro. Ce-i asta? Șobolane aici. Muriți. Ok. Iac. Sunt în locul ăsta unde sunt algele astea și sunt și foarte mulți șobolani. Însă, boys, corn. Mamă, deci aici sunt foarte multe chestii. Hopa, canned food. Bro, aici sunt foarte multe mâncăruri. Ok, foarte multă mâncare în locurile astea. Mamă, ce avem aici? Uiteți-vă cât de chesturi. Ok, boys, ok. Red leggings, red boots. Opa, deci avem foarte multe chestii, boys. Ok, am găsit ceva, salutăm. Un medkit și o mașetă. Ok, o să luăm mașeta. Însă prima dată, boys, vreau să pun aici chestiile inutile pe bune. Uite, asta nu o să-mi trebuiască, cred, niciodată. Aloe vera, las că găsim noi mâncare mai bună decât aloe vera. Aruncăm tot băta de baseball, iar nu o să-mi trebuiască. Aruncăm tot, boys, tot ce nu ne trebuie. Efectiv, suntem în apocalipsă. Rad chest play, nu știu neapărat ce-s chestiile astea, însă o să le țin cu mine. Avem un crowbar, avem o rangă. Ok, și golf club. Ok, ok, hai să mergem mai departe. Bă, dar voi ați văzut șoareci aia, nu? Șobolanii aia, iac, ok. Hai să mergem pe aici. Aici nu e nimica sau? Bro, uitați-vă acolo, sunt șobolani, efectiv. Mamă, muriți. Ok. Mamă, uitați-vă, se ascund acolo. Aoleu, mamă, lasă-mă pace, bro. Ok, mori. Bro, sunt foarte mulți șobolani pe aici, ok. Aici locuia cineva. După cum puteți vedea, boys, se află aici foarte multe d-astea, foarte multe paturi, vreo 6 paturi. Deci bănesc că locuia cineva pe aici, bro. Ia să vedem, aici mai e ceva? Ok. Ok, boys, aici e cineva mort, bun. Hai să vedem. Aici sunt 2 medkituri. Hop, avem medkituri, ok. Și aici ce avem? Oh, Iron Nugget și o carte. Ajutor de la Alexei, what? Ce-i asta, bro? Ajutor de la Alexei, hai să o citim. Ajutor, cine citește asta, mă aflu la turnul de control. Zombii vor să moare, vă rog oricine, ajutați-mă. Ok, deci băiatul ăsta pe nume Alexei vrea să fie ajutat și zice că se află la turnul de control. Bro, eu vreau să văd, mai e ceva în baza asta secretă, vreau să ies de aici, pentru că mi se pare foarte, foarte ciudat. Ok, o să ies cât de rapid pot. Și unde naiba se află turnul ăsta de control de care vorbește Alexei? Un băieți și fete, am reușit să ies din baza aia secretă și să plec de lângă casa aia foarte ciudată. Hopa, acolo se află ceva, nu vreau să știu ce se află acolo, mi-e foarte, foarte frică. Hopa, uite ce șobolani ăștia au ieșit, bro. Ok, deci, boys, din cultura mea generală, știu că, în general, turnurile de control se află la nord. Și nordul e încolo, adică dacă mergem încolo, ar trebui să găsim turnul de control și să-l găsim și pe băiatul ăsta care are nevoie de ajutor. Însă, fraților, fiți atenți la ce m-am gândit cât timp încercam așa să-mi dau seama unde e turnul de control. Eu acum am găsit cartea asta și efectiv, dacă ar fi fost o zi normală, văd o carte, cineva are nevoie de ajutor, mă duc rapid și-l ajut, știi ce zic, că suntem oameni și trebuie să ne ajutăm. Însă, fraților, mamă, deci trebuie să mănânc și eu niște mâncare, să iau niște cane de-astea la conservă. Însă, fraților, în momentul de față este apocalipsa. Eu nu știu dacă putem avea încredere în cineva, deci trebuie să mergem tot în față, bro. Ar trebui să găsim, deci să mergem tot în față, să găsim un tur de control. În fine, sper să-l găsim, să nu zic prost, sper să-l găsim, asta e. Însă, bro, nu putem avea încredere în nimeni. Adică eu mă duc la băiatul ăsta Alexei, sper să nu fie vreun escroc sau să mă mintă sau ceva, pentru că, băi, atunci efectiv nu mai avem nicio șansă, bro, ce-s chestiile astea, ok. Deci tot în față, la nord, ar trebui să fie turnul ăsta de control, trebuie să ne uităm după ceva înalt, din câte știu eu, aș arată un tur de control. Bro, uitați-vă acolo, bă, sunt foarte multe animale ciudate, bro. Holy shit, bă, uitați-vă cum arată vaca asta, o să trec pe lângă ele, pentru că efectiv mă dezgustă când le văd. Hai să merg pe aici, bro, trebuie să găsim turnul de control. Ar fi foarte mișto să-l găsim și să am dreptate. Efectiv, dacă am dreptate,
înseamnă că sunt supraviețuitorul numărul 1. Nu o dai cu mine pe supraviețuire. Și șobolani îs peste tot, după cum ați văzut. Ok, asta mi se pare iară destul de ciudat. Hopa, am dat de un biome. Hopa, deci eu credeam că a găsit unul de control, însă de fapt sunt niște stâlpi așa puțin mai înalți. Să fie pe aici turnul de control, boys? Voi ce ziceți, gen? Hopa, o casă în față! O casă în față! Ok, ok, o casă, ok. Haide că probabil ne apropiem de locul unde trebuie să ajungem. Mă umbră să mă bag în apa asta, mi se pare destul de ciudată. Stai că o să mă bag! Am găsit turnul! Am găsit turnul de control, uitați-l acolo în față. Holy shit, boys, acolo pe bune se află turnul de control. Ok, uitați-vă acolo, ok, am găsit turnul, nice. Mergem neapărat să salvăm pe Alexei, însă hopa, e cineva în casa asta. Bro, e cineva în casa asta, ok, ok, mama, asta mă sperie maxim. Hopa, e cumva chiar Alexei? Bro? E băiat, mamă, uite ce e plin de șobolani, mamă, să nu te mănânce șobolanii, frățiorul. Iac, bă, șobolan peste tot, efectiv. Vino mă aici, șobolanule. Ok, boys, ok, ok, ok. Hai să vedem ce se află pe aici. Uite-ți-l aici pe Alexei. Alexei, frățiorul, tu ești, bro? Salut, am găsit această carte în care un băiat pe numele Alexei își cerea ajutor. Mamă, ce ai pe față, frățiorul? Tu ești cel care are nevoie de ajutor? Doamne, nu-mi vine să cred, cineva chiar a venit. Te rog să mă ajuți, sunt foarte rănit. Eu locuiam într-unul de control, dar m-au atacat zombie și a trebuit să vin aici. Te rog, îți dau tot ce vrei tu. Am sus în turn foarte multă mâncare, însă du-mă într-un loc sigur. Hopa, păi frățiorul Alexei, am putea să facem un schimb. Tu ești rănit, stai aici, eu mă duc sus în turn, ai zis că ai foarte multă mâncare. Eu am venit chiar să caut mâncare, așa că o să mă duc să iau mâncarea din turn. Însă înainte să vedem ce găsim și aici, hopa, canned food, mamă, astea sunt tot răvite, n-o să luăm chestia asta. Aici iar nu găsim nimic, bro, efectiv casele astea sunt goale, opa. Ok, ce are nimic, deci frățiorul Alexei, dacă zici că ești rănit, stai aici, să nu pleci de aici. Eu o să mă duc sus în turn, în turnul ăsta de control, dacă ai zis că ai multă mâncare, ca să iau mâncarea, bro, că de-aia am venit să căutăm mâncare. Și după te duc înapoi, și după îl duc pe frățiorul înapoi. Băi, Alexei, mi se pare destul de ciudat, fraților, mi se pare destul de ciudat și nu știu ce să zic în legătură cu el. Chiar mi se pare foarte, foarte ciudat. Hai să vedem, boi, deci asta este turnul de control. Mamă, e făcut franjuri, bro, ce turn de control e ăsta? Efectiv, e făcut franjuri. Nu ai cum să mergi pe aici, bro. A, ba da, mamă, deci vedeți, boys, că trebuie să facem un fel de parcurs. Holy shit, ok. Ok, sper să și pot coborâ la fel de ușor cum am urcat. Mamă, deci mă întreb când se lasă seara, ce naiba se întâmplă în această lume ciudată. Ok, am ajuns în turnul de control. Aoleu, ok. Ok, un schelet a târnat pe acolo. Și unde e mâncarea? Asta e un chest? Bro, 12 roșii, 10 porumb și 9 căprioară de-asta gătită, cook deer. Ok, batem palma. Am adus o tonă de mâncare. Mamă, și acolo mai e încă o casă. Hai să merg și acolo, boi, să vedem și poate găsim ceva și în casa aia. Și după mă duc să le iau pe Alexei, să mergem înapoi la oamenii noștri, adică la Raul și la Luiza. Ok, boys, bă, m-am gândit, nici măcar în Raul și Luiza nu pot avea încredere. Hai să vedem ce e acolo, boys. Am găsit o casă, what? Bă, voi vedeți că am găsit acolo un nivel, cred că e nivelul de radiații, dacă mănânc această căprioară. Ok, destul de ciudat, bro, dar stai, unde e casa aia? E aici? Aici era casa, nu? Cred că era încolo. Cred că aici era casa, bro. Nu? Sau unde e casa, bro? A dispărut casa? Ok, asta s-ar putea să fie ceva foarte ciudat. Bro, a dispărut casa sau era casa lui... Ok, boys, ok, o să mă duc la casa aia. Nu știu dacă m-am uitat eu prost... Sau aia nu era casa lui Alexei și tocmai a dispărut, dar nu cred, că era casa lui Alexei și m-am uitat eu prost. În fine, hai să-i dau lui Alexei vestea. Hai să vedem. Frățiorul, am luat mâncare, însă nu știu, asta cu tomato, adică cu roșiile și cu porumbul, te mai scos la o combinație, dar cu carnea aia e plină de radiații. Hai, frățiorul, să mergem la mine acasă, pentru că acolo sunt niște persoane care te pot trata și pe lângă chestia asta am și eu niște medkit-uri și niște bandaje. Bun, fraților, am ajuns într-un final acasă și mi-este frică să stau pe chestiile astea pentru că se dărâmă casa sub mine și am adunat aici și pe Raul și pe Luiza și pe Alexei și ce să vedeți, boys, pentru că Raul și Luiza chiar sunt niște oameni destul de treabă, l-au tratat pe Alexei și după cum puteți vedea, băiatul se simte foarte, foarte bine. Însă acum, revenim la marea problemă. Mai avem 7 zile de trăit, de fapt 6 zile jumate, că momentan nu s-a terminat ziua asta și trebuie neapărat să facem ceva. Raul, ce putem face, frățiorul?
Mario, să știi că în timpul în care tu ai fost plecat, am încercat să contactăm alți oameni prin radio și nu a mers nimic, holy shit. De internet nu mai zic, efectiv nu avem cum să ajungem la bunkerul ăla. Băi, nu fiți pesimiști, bro, trebuie neapărat să ajungem la bunkerul ăla. Luisa, tu ce zici? Singura noastră șansă ca să fim mai aproape de bunker ar fi să mergem în oraș. Păi hai să mergem atunci. Dar am auzit că e în zonă, dar tot nu știm unde e. Efectiv nu știm nimic. Bro, trebuie să ajungem în oraș. Unde e orașul mare? Vrem să ajungem în orașul ăla. Tu, Alexei, frățioro, stați ce? Căutați orașul? Eu am o hartă cu locația lui. Hopa! Alexei are o hartă cu locația orașului. Ce credeți? A trebuit să avem încredere în el și să mergem după harta aia? Credeți că pe bune o să ajungem în oraș? Bună dimineața, frați și surori! Astăzi este o zi foarte, foarte importantă și totodată este ziua 2 de când a început apocalipsa și noi în continuare încercăm să rămânem în viață. Însă, fraților, după cum v-am spus, astăzi vom face ceva foarte important și riscant în același timp. După cum puteți vedea, eu am dormit sus în cămară unde sunt chesturile pentru că l-am lăsat pe Alexei să doarmă jos și după cum puteți vedea, boys, Alexei mă așteaptă afară pentru că astăzi este ziua în care încercăm să căutăm orașul și Doamne ajută să-l găsim. Ideea e că Raul și cu Luiza au plecat acum vreo jumătate de oră, s-au dus să caute supraviețuitori și am picat toți de comun acord că diseară o să revenim înapoi aici, adică nu avem voie să petrecem noaptea pe altundeva și dacă cumva cineva petrece noaptea pe altundeva o să-l considerăm mort. Însă, fraților, fiți atenți, mamă, deci mi-este destul de frică să merg pe aici că știu că se dărâmă casa cu mine. Să vedeți, boys, am făcut așa un mic inventar, ce am luat ieri, știți că ieri m-am dus la explorare, am luat foarte multă mâncare și uitați-vă, boys, ce se află aici. Deci avem foarte, foarte multe chestii, dacă stați să mă întrebați pe mine. Avem și tomato, avem și carrot și avem foarte, foarte multe chestii. Însă, Alexei m-a chemat jos că eu cu el o să mergem să căutăm orașul. O să fie foarte mișto, probabil o să-l cunosc și o să-i pun așa întrebări, gen, cine e el? Că noi nu prea ne cunoaștem. Hai să mergem așa rapid, boys, rapid, să nu se întâmple ceva. Ok, și Alexei este chiar acolo afară și mă așteaptă. Uitați-vă la el. Bună dimineața, frățiorul Alexei, ce mai faci, bro? Astăzi este ziua cea mare în care merge să căutăm orașul și Doamne ajută să ajungem la bunkerul ăla din nenorocita asta de apocalipsă. Bună dimineața, Marius, mă bucur că te-ai trezit. Probabil ai auzit și tu că Raul și Luiza au plecat să caute alți oameni prin zonă. V-am zis, fraților, Raul și Luiza s-au dus la, vânătoare, dar nu, căutare de supraviețuitori prin zonă. Dar noi avem alt scop astăzi, trebuie să găsim orașul, după cum v-am zis, boys. Băi, treaba noastră e destul de riscantă. Ca să facem totul mai rapid, eu zic să ne împărțim. Eu o să merg în dreapta, adică în stânga ta, și tu o să mergi în dreapta ta. Bro, adică ne împărțim, merge pe cont propriu, man. Asta nu-mi place deloc, ok. O să fie și mai riscant, având în vedere că o să fiu singur. Deci Alexei o să meargă în partea aia și o să meargă în partea aia. Să vedem cine are noroc să găsească orașul. Ne întoarcem din seară orice s-ar întâmpla. V-am zis, boys, să nu rămâi peste noapte în oraș dacă îl găsești. V-am zis înăuntru de ce. Totodată, uite aici niște pastile de radiație, să nu ți se întâmple, Doamne ferește, ceva. Hopa! Oh, 6 pastile de radiație. Mama, Alexei, de unde ai făcut rost? Ok, boys, deci ia stai, dacă iau una, nu o să mai am radiație sau o să am... ok, boys, ok, mi s-a dus radiația, ați văzut că aveam una acolo, ok, ce mai are de zis băiatul ăsta? Am auzit că lângă oraș se află niște case din lemn distruse, în cazul în care le vezi, să știi că ești pe aproape. Ok, păi hai să mergem, eu o să plec, pleci și tu când ești pregătit. Hai să mergem, boys, o să mergem în partea aia. Deci eu o să merg în partea asta să caut orașul. O să trebuiască să iau toată zona asta. Însă, băi, totodată trebuie să nu mă pierd. Alexei încă stă acolo, nu a plecat. Mă, uitați-vă la găina asta, bro. Mamă, cum ar fi să găsesc orașul fix acum, gen așa, foarte, foarte rapid. Probabil sunt 6 foarte, foarte micuțe. Însă, bro, să știți, boys, o chestie care mă bate gândul este să merg și prin minele astea. Pentru că, după cum puteți vedea, sunt foarte multe mine. Însă eu trebuie să găsesc orașul. Hopa, hopa, boy, să mergem pe aici. Eu zic să ne ține de scop și să... Mamă, uitați-vă la alea, ok. Și să găsim orașul, ok. S-a auzit acolo ceva foarte, foarte nașpa și ciudat. Hai să mergem în față, deci trebuie să găsim niște case de lemn sau orașul, ok.
hai să mergem pe aici, bro. Orașul trebuie să fie în partea asta, dacă cică, dacă pe bune e. Fraților, uitați ce tocmai am găsit. Am găsit o casă, însă după cum puteți vedea, casa asta parcă nu e din, adică e din lemn, dar e și din cobblestone. Deci nu știu dacă e casa pentru care a trebuit să, gen, de care a trebuit să mă ghidez ca să ajung în oraș, însă, bă, până mai să luptăm, să vedem ce e aici. Un bandaj, ok, sticuri, bă, hai că luăm chestiile astea, știi? Adică nu cred că e o casă potrivită, însă hai să luăm ce avem pe aici, mamă, aici e gol. Ok, and food, ok, dar unele chestii sunt goale, bro, ce, a mai fost cineva pe aici? Corn, ok, ok, boys, ok, bă, deci totul e destul de ok, avem aici un bandaj, nu o să bag bagaj, o să bag popcornul ăsta. Bro, uitați-vă în față, bă, bă, case de lemn, case de lemn, sunt aproape de oraș. Hopa, hopa, uitați-vă, o casă de lemn, o casă de lemn distrusă. Asta s-ar putea să fie casă, gen, genul ăla de case despre care vorbea, despre care vorbea Alexei, că dacă o văd, înseamnă că sunt aproape. Uite încă una, bro, bro, înseamnă că sunt aproape, holy shit, trebuie să fiu aproape. Trebuie să fiu neapărat aproape de oraș și se vede, poate găsim vreun indiciu pe aici. Ok, avem foarte multă mâncare, bro, eu o să iau toată mâncarea, am nevoie. Am nevoie 100%, mamă, boys, cum ar fi să găsim orașul, man. Ok, bă, hai că, gen, dacă găsim orașul, o să am din nou speranțe. Pentru că dacă nu o să găsim orașul, bro, pe bune, îmi pierd toate speranțele, n-are, o să ne ducem și sus. Hai să mergem tot în față. O să-mi pierd toate speranțele în legătură cu supraviețuirea noastră, gen, dacă nu găsim orașul, e clar că suntem destinați să murim, practic. Doamne ferește, însă asta este realitatea până la urmă. Însă sper să nu fie cazul. Aici avem ceva, iar niște mâncare, canned food. Ok, boys, nu prea avem multe chestii interesante pe aici. Însă și că aceste case ar trebui să fie lângă oraș. Adică, uitați, acolo în față nu e orașul, nici acolo. Ia, pe aici trebuie să fie orașul, cică. Aici nu e. După cum puteți vedea, e numai apă. Nu vedem nicio urmă de oraș, bro. În față? Hai să mergem puțin în față, în stânga, în dreapta, pe acolo. Vedem noi cum facem. O, poate zicea câți șobolani. Mamă, e, lăsați-mă în pace, lăsați-mă în pace, judaților. Hopa, uitați acolo o casă, boys. Hopa! Hopa, e orașul! E orașul! Let's go, boys! Am reușit să găsim orașul. Mamă, uitați-vă. Mamă, ce sunt astea? Astea sunt niște ciori? Ok, mamă, mori. Ok, boys. Mamă, bro, bro. Ce e asta? Bro. Ok, ok, fraților, am găsit oficial orașul. Let's go, man, mamă. Uitați-vă cât de mare și distrus e. Holy shit, nu-mi vine să cred, bro. Nu-mi vine să cred, pe bune am găsit orașul. Ok, ok, hopa, ce-i asta? Cine-i băi asta, bro? Bă, asta arată ca o motocicletă stricată. Ok, boys, mamă, câte chestii de-astea, mamă. Uitați-vă ce avem, și o mașină. Holy shit, bro. O mașină, dar și asta e stricată, nu? A, uitați-vă, a trebuit să ai bălut în ea. Ok, boys, păi hai să vedem ce vom găsi în orașul ăsta, man. Let's go. Hopa, două de-astea, două roșii. Încă o roșie, bro. Mamă, deci, bă, aici erau niște camere în care locuiau oamenii. Hai să vedem aici, iar nimica, bun. Ok, ok, ok. Mamă, sper să nu găsesc niște, cumva niște mob noi. De asta mi-e frică, să nu găsesc mob noi aceia acolo. Iar roșii, bă, dar ăștia mănâncă numai roșii aici în oraș. Ok, probabil nu mai mănâncă nimeni roșii aici în oraș, că nu mai e nimeni, după cum puteți vedea. Sunt cam singur om din tot orașul. Eu și găina aia super, super ciudată. Mamă, și animalele astea iară sunt ciudate. Hai să lutez și aici, nu e nimica. Hai să mergem, boi, să vedem, poate vom găsi ceva interesant în orașul ăsta. Așa sper și eu. Bro? Văd bine? E cumva... Se vede un nume acolo? E cumva cineva sus acolo la etaj? Ok, fraților! Cineva e sus la etaj! Ok! Ok, e acolo un băiat. Îl cheamă Arom sau Aron? Nu știu, nu prea văd de acolo. Îl cheamă Aron, cred. Holy shit! Bro, ce se întâmplă? Da, Aron, e sus acolo la etaj. Să mă duc la el, man? Nu știu ce să zic, fraților. Băi, până la urmă e un... Bă, s-ar putea să mă sperie. Dacă are pistol sau ceva, poate să mă împuște. Da, hai că mă duc, bro. Îmi cer norocul, poate e de treabă. Holy shit, mamă, câte da, uite, zice că sunt șobolan gigantici. Pleacă-mă de aici, mă, șobolanule, ok. Hai să mergem sus, frate, să mergem în cădirea asta. Poate vorbim cu Aron ăla. Ok, mamă, aici e un schelete, ok. Ok, nu-mi place ce se întâmplă. Dar asta, aici găsim niște loot, ceva. Niște stick-uri, ok. Hai să vedem. Ok, ok, mamă.
Bro, ce-i asta? Uite, încă un chest, iară, dar hai să mergem sus, boys. Uite, mai avem puțin până la Aron. Mamă, sper să nu se sperie că vine aici. Bă, da, să e un schelete pe fiecare, pe fiecare etaj. Mamă, boys, voi vedeți ce ciudat e orașul ăsta. Bă, edita mai orașul, bro. Ok. Ok, ok, hai să mergem, să mergem tot în sus, să mergem tot în sus. Bun, 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 bun. Ia ce mai găsim pe aici. Miște stick-uri, da, știa nimica interesant. Și acum, boys, bănuiesc că trebuie să urcăm la Aron. Uitați-l acolo, ok. Hai să vedem care-i treaba. Mă, uitați-vă la el. Salut, frățiorul. Numele meu este Mario, sunt și eu un supraviețuitor ca și tine. Nu am venit cu gânduri rele sau ceva de genul, doar te-am văzut prin oraș și am vrut să văd ce faci aici, de ce ești la etajul ăsta și totodată nu te miști, gen, și s-a întâmplat ceva, ai nevoie de ajutor sau ceva? Bună, wow, nu știam că mai sunt și alți supraviețuitori. Te rog, vreau să mă ajut cu ceva. Ok, vrea să-l ajut cu ceva, boys. Deci acum ia-te puțin Aron, frățiorii. Deci în apocalipsă n-ai încredere în nimeni. Nu trebuie să avem încredere în absolut nimeni, bro. Ok, însă hai să vorbesc cu el. Ia zi, Aron, care-i treaba, frățioro? Eu mi-am părăsit baza pentru că a fost rândul meu să adun mâncare. Hopa! Deci sunt mai mulți, sunteți mai mulți supraviețuitori, ok. Am acestul ăsta 48 de roșii și am nevoie de 64. Hopa, 48 de roșii. Hopa, are 48 de roșii, bro. Efectiv, cu mâncarea asta am putea trăi o săptămână. Să le fur, bro? No, nu, nu știu, boys, n-ar fi destul de corect. Ia să vedem care-i treaba. Te rog, ajută-mă să fac rost de încă 16 roșii și te duc la baza noastră secretă. Acolo să te răsplătească băieții și dacă nu ai un unde să stai, poți sta acolo. Hopa. Deci Aron îmi zice să-l mai ajut. Deci frățiorul, mai ai de aici încă 4 roșii, mai ai 5-2. Deci mai ai nevoie de încă 12. Deci mai trebuie să-i aduc 12 roșii lui Aron. Deci frate, acum am de făcut o alegere. Având în vedere că Aron e rănit, pot să iau roșiile astea și să fug cu ele. Sau să mă duc la baza lor secretă. Mi-a venit o idee, mi-a venit o idee. Ok, ok, Aron, o să te ajut. O să mă duc pe aici să caut restul de roșii, să fie 64 și o să revin aici. Și după plecăm la baza ta secretă. O să revin imediat, boys. Mi-a venit efectiv cea mai tare idee. Ascultați aici, deci ideea e că, băi, acum poate o să mă credeți, o să ziceți, Marius, ești nesimțit sau ceva de genul. Însă, fraților, suntem în apocalipsă. Nu avem absolut, nu avem altă variantă, nu putem să fim de treabă pe aici. Și mă gândeam, inițial mă gândeam să-i fur roșiile lui Aron, băiatul ăsta, ați văzut și voi că e neajutorat, și să fug de acolo. Însă după mi-a venit o altă idee. A zis că mă duce la baza lor secretă. Sunt mai mulți băieți și dacă merg la baza lor secretă, fraților, s-ar putea să fie acolo mai multe iteme și să fur de la ei. Mamă, ce e aici, boys? Mamă, uitați-vă. Ok, deci trebuie să iau roșii, o roșie. Ok, boys, deci aici sunt foarte multe, dar astea trebuie să căutăm 12 roșii. Și m-am gândit, boys, să continui povestea. M-am gândit să mergem la baza lor secretă. Mamă, ce e asta? Steel ingot, ok, medikit, ok, boys, nu o să iau toate mâncărurile, că vreau să am loc de roșii, ok. Deci, boys, o să mergem la baza lor secretă și de acolo o să fur tot ce apuc. Știi ce zic? Adică o să-i las așa puțin, când nu sunt ei atenți, o să fur și după o să fug de acolo. Ăsta e planul meu pentru care nu l-am jefuit pe Aron. Nu știu, sper să-mi iasă. Având în vedere că nu fac ceva așa de frumos, ar putea ca Dumnezeu să nu țină cu mine. Însă, Doamne, vreau să mănânc. Știi ce zic? Cam asta e treaba. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Am mai fost aici? Nu cred. Ok, n-am mai fost pe aici, avem un cop. Opa, încă o roșie, bro. Ok, ok, mamă, deci suntem bine. Suntem bine pe roșii, avem multe roșii. Ok, avem crowbar acolo, canned food. Deci avem nevoie de 12 roșii, bro. Trebuie să găsim un... Mamă, ok, toolbox-uri. Nu știu mai exact ce-s chestiile astea. Hai să mergem pe aici, boys. Trebuie să fac rost de roșiile alea. Bănuiesc că, ia vedeți, în casele astea sunt roșii. Ar trebui să fie ceva pe aici, nu? Ia, aici, hopa, o roșie, nice. Let's go. Încă o roșie, let's go. Bun, deci avem 4. Mai avem nevoie de încă 8. Ia să mergem și pe aici. Ia aici sunt. Nu-i nimic aici, bro. Ok, ok. Trebuie să caut roșiile alea, bro. Trebuie neapărat. Ia, hop, aici. Nu. Mamă, ce e aici, boys? Aici sunt bandaje. Ok, și aici. Iară nimica, trebuie să găsesc roșiile alea neapărat. Frați și surori, nu o să vă vine să credeți cât de mult ghinion am. Deci după cum puteți vedea, am 11 roșii, fraților, și m-am plimbat prin tot orașul ăsta și nu mai găsesc o singură roșie, bro. Bă, dar ce chestia asta? Ăsta e un canal? Bro, ăsta e un canal? Putem să mergem jos în canalizare?
O să merg și acolo, o să prima dată vreau să fac rost de roșiile mele, bro. Uite, în casa asta n-a mers, mamă, uiteți-vă, a ieșit acolo vreun porc. O fi că el a mirosit roșii pe aici, ia să vedem. Mamă, nimic aici, bro, bă, nu mai există roșii, bro. Efectiv, nu mai există roșii, merg, voi vedeți. Bro, mie nu vine să cred că am... Opa, hopa, hopa, unde am ajuns, bro? Ok, asta e o cămară secretă. Poate pot să ajung la... Mamă, ce e aici? Poate pot să ajung să găsim niște roșii pe aici. Boys, hopa, asta e o cămară secretă cu multe iteme. Ok, red leggings, ok. Mașetă, am deja una, dar nu mai strică încă una. Ok. Ok, ok, boys, aici nu-i nimic. Hai să mergem și pe aici în față. Ok, boys, aici este un loc unde locuiau mai mulți oameni. Însă momentan nu mai locuiesc, că na, probabil au murit. Hai să mergem mai... hai să mergem pe aici. Deci, boys, mai trebuie să găsesc o roșie. Efectiv, nu pot să găsi o roșie. Ia stai, că avem aici, ia și aici. Nimica, iară, bro, uite, mai ai un chest acolo, sub. Ia să merg și la... și la chestul ăsta. Am găsit roșia oficial, boys. Avem 12 roșii și le putem duce rapid la Aaron. Însă înainte, bro, vreau să văd o chestie. Unde am spart eu? Am spart pe aici pe undeva. Uitați-vă aici. Aici este o canalizare, bro. Oh, ia asta, e ceva interesant acolo jos, gen? De o canalizare. Sper, ok, am gravel-ul ăla. Probabil o să pot să o să pot să urc înapoi. Mamă, bro, mamă, cât de horror e. Mamă, boi, sunt foarte mulți șobolani pe aici. Ia, poate găsim ceva. Poate găsim totuși ceva. Ce chestia aia? Lasă-mă în pace, ce chestia aia? Mamă, boi, sunt în canalizare. Nu-mi place deloc aici. Holy shit, ia să vedem, poate găsim ceva pe aici. Dacă nu, mergem înapoi la Aaron, frate. Că avem blocuri, luăm gravel-ul ăsta și ne urcăm înapoi. Spargem direct pe aici. Ok, bun. Hai, boi, să spargem pe aici. Stai că am și eu două blocuri de astea. Deci, boys, în canalizare nu am putut să căutăm să găsim multe chestii. Asta nu înseamnă că nu sunt multe chestii, însă nu le-am găsit noi. Hai să vedem. Ok, acolo e Aaron. O să mă duc să-i duc roșiile și după o să plecăm spre baza lui secretă. Mamă, sunt așa de mult șobolan și atât de multe insecte de astea, iac, efectiv. Mă simt pe bune ca în apocalipsă, dar nu înțeleg de ce șobolanii n-au murit de la apocalipsă. Am mers sus, fraiere, odată, mers sus, mamă, dar se crapă ăsta cu noi, boys, voi vedeți, se crapă clădirea asta cu mine, efectiv, efectiv, se crapă clădirea. Aaron, frățioro, ia uite ce ți-am adus eu ție aici, după vreo jumătate de oră de căutare, ai în total 64 de roșii, ia-le de aici și hai să mergem la baza ta secretă. Fraților, tocmai ce am ajuns la casa și totodată la baza secretă a lui Aaron, care după cum puteți vedea este în mijlocul pustietății. Nu știu cum au găsit băieții locul ăsta și după cum puteți vedea jos acolo sunt încă 3 băieți, Denis, Matei și Alex. Care-i treaba cu ei? În fine, Aaron, frățiorul, mulțumesc că m-ai adus aici. Bun, mulțumesc enorm. Am ajuns acasă cu bine. Eu o să pregătesc masa. Până atunci te poți duce jos să faci cunoștință cu ceilalți 3 frați ai mei. Hopa! Sunteți toți frați? Ok. Suntem 4 frați, dar eu sunt cel mai prietenos. Ei sunt destul de agresivi. Spune-le să vină la masă 5 minute și vino și tu dacă vrei. Ok, o să mă duc jos în baza voastră secretă. Mamă, fraților, băi, urmează să fac cel mai mare jaf. Efectiv, când sunt la masă, când sunt la masă, eu fur tot de acolo și plec, efectiv. Îmi pare rău dacă spuneți că nu sunt moral sau ceva de genul, dar am nevoie de resurse. Hai să vedem care e treaba. Salut, băieți, salut. Sunt frățiorul Aaron, poate v-a spus. Nu frățiorul, că voi sunteți fraților Aaron. V-ați prins. Eu sunt prietenul Aaron. L-am ajutat să strângă mâncarea. Dar mâncați bine, băi, 64 de roșii. Alex, tu care e treaba, frățiorul? Oho, ce avem aici? Ești noua gagica lui Aaron? Eu am bănuit ceva, având de vedere că toată viața lui nu a pus mâna pe o fată. Ai noroc că ne-ai ajutat, că de nu tu erai de mâncare. Da, încep să mă simt din ce în ce mai puțin prost că o să le fac la băieții ăștia ce urmează să le fac. Tu, frățiorul Matei? Aha, drept recompensă, să nu știi că să ne simțiți. Poți sta aici o oră, maxim 2. Dacă vrei te odihnești, dacă nu, hai la masă. Mulțumesc, mulțumesc, voi sunteți mai de treabă. Alex ăsta nu-i de treabă deloc. Denis, noi mergem la masă, dacă nu vii, pune-te și tu pe pat. Dar a dispărut în maxim 2 ore, ai înțeles? Da, bă, băieți, voi duceți-vă la masă, că eu mă duc să mă pun pe pat, că sunt tare obosit. Și ne vedem noi, gen, o să plec eu. Nici nu o să mă vedeți când o să plec, efectiv, stați liniștiți, mă pun aici rapid pe pat. Bun, acum că fraierii au plecat la masă, am făcut și eu pe adormitul, băieți, vreo 5 minute și fraierii aia, fraților, au plecat la masă, după cum puteți vedea.
ea. E Matei, Aron, Denis și Alex sunt sus acolo și iau masa. Și acum, boys, urmează să le raidăm practic baza, adică să-i frerim de niște chestii și să plecăm mai departe. Ok, ok, să ne ducem aici. Un gold nugget, bro, spuneți-mi. Ok, au super glue, spuneți-mi că aveți și voi ceva mai mișto pe aici, bro. Ok, mamă, sper că aveți și voi ceva mai mișto, nu mă lăsați așa. Ok, ok, mamă, mamă, câtă mâncare, holy shit. Aici sunt 64 de astea, 25 de roasted core. Mamă, câte medkit-uri, de astea de sânge, avem sânge, efectiv. Mamă, pastile, bandaje, bro, câte chestii au ăștia. Efectiv, mamă, uitați-vă câtă mâncare, mamă, câte chestii au fraierii ăștia. Holy shit, mamă, 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 ok, îi raidez pe toți, mamă, le fur tot, efectiv. Ia, ceau aici, aici trebuie să fie grosul. Au aur, mamă, cât aur, 48 de lingouri de aur, 16 lingouri de aur, mamă, încă un stack, bro, cât aur au. Mie nu-mi vine să cred ce se întâmplă, mie nu-mi vine să cred. Voi vedeți, holy, și cât aur, mamă, le fur tot aurul. Cu aurul ăsta, după ce trece apocalipsa, o să fiu cel mai bogat om din lume, efectiv. Cel mai bogat om din lume cu aurul ăsta. Mamă, mamă, iau tot, iau tot, iau tot, nu las nimica, bro, voi vedeți câte stack-uri de aur. Efectiv, o să putem să cumpărăm guvernul, bro, o să putem să ajungem în bunker cu aurul ăsta, efectiv, cu aurul ăsta. Suntem cei mai bogați la momentul actual. Nu cred că există om să aibă mai multă oră pe pământ decât mine. Ok, am luat totul. O să ce să ascund, o să țin asta în mână. Așa că hata că mănânc și eu, că am și eu ceva de mâncare. Și o să plec. O să ce să nu-i deranjez sau ceva de genul. O să plec, o să le zic băieți papa și m-am dus. Știi ce zic? Hai să vedem, hai să ne cai treaba. Doamne ajută să ne facem așa trei cruz, să ne iasă, să-i fură pe fraierii ăștia și să plecăm mai departe. Hai să vedem. Ok. Uite, pe ăștia, mamă, Alex s-a ridicat de la masă. Bă, o să vorbesc numai cu el. Așa de din politețe, știi ce zic? Poftă bună, băieți, poftă bună, băieți. Alex, polițierul, tu de ce nu mănânci? Eu am mâncat și eu aici puțin, am avut și eu un porumb la mine și acum trebuie să mă duc și eu acasă, pentru că și eu locuiesc cu niște oameni, în cazul în care nu v-am zis, și s-a îngrijorat dacă nu m-ar vedea, dacă nu m-ar vedea acasă. Stai, pleci cam repede. Nu plec, bro, mă duc și eu așa. Am auzit niște sunete acolo jos, ca și cum ai fi cotrobăit prin lucrurile noastre. Înainte să pleci, treci în casă să-ți fac o percheziție. Holy shit, boys. Ce fac? Ce fac? Fraților, am o problemă foarte, foarte mare, după cum puteți vedea. Băieții ăștia m-au percheziționat și și-au dat seama că am furat de la ei. Am încercat să fug, însă după cum puteți vedea, m-au pus aici. Nu pot să ies pentru că am lemnul ăsta. Băi, și cred că aici se va termina totul pentru mine. Nu cred că mai am cale de scăpare, însă, bă, băieți, vă rog. Nu știu ce a fost în capul meu. Am văzut și eu multe chestii, mi-e foame, e apocalipsa, am încercat și eu să-mi fac un trai mai bun, vă rog, înțelegeți? Și nu faceți nimic, vă rog eu. Ha, Marius, eu te credeam băiat de treabă. Am vrut să te ajut și eu pe tine. Dar acum că ne-ai furat, nu o să rămână decât să te bucuri că nu o să mor de la apocalipsă, dar o să mor din cauza noastră. Băi, băieți, băi, eu zic să ne calmăm, eu zic să nu luăm lucrurile chiar așa, eu zic să ne calmăm, că o să fie totul bine. Mamă, cum se uite ăștia la mine, băi, așa de horror imaginea asta, că se uite toți la mine. Matei, frățiorul, tu. Și după ce că ne-ai furat, ai și vrut să fugi, că tupeau pe tine. Am vrut să fug, dar m-au prins. Zic doar să te bucuri de ultimele momente de viață. Băi, băieți, băi, băi, nu e ok. Pot să fac orice. Băi, gen, lăsați-mă în viață. Muncesc pentru voi, sunt sclavul vostru, vă rog. Vă rog, gata, vă rog. Ha, stați puțin, băieți, stați puțin. Băiatul ăsta ar fi mai bun în viață, nu mort. Exact, Alex, exact asta zic și eu. Adică îl putem pune la muncă, dar totuși nu putem avea încredere. Mai bine îl zburăm de pe fața pământului. Băi, 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 vă rog, băi. Vă rog, gândiți-vă, băi, nu-i bine, nu-i bine, băieți. Vă spun sincer, nu-i bine, Denis. Stați puțin, băieți, am eu cel mai bun plan. Haideți să-l mâncăm. Asta nu mi se pare un plan bun. Îl închidem în bază și mergem la el când îi se face foame. Și așa lăsăm acolo să se gândească la ce a făcut. Băieți, vă rog, vă rog, nu mă mâncați. Băi, gata, vă rog. Băieți și fete, ați văzut și voi ce s-a întâmplat. În momentul de față m-au închis băieții ăștia în bază. Mi-au pus aici baricade și nu pot să ies. Ei toți sunt acolo sus. Probabil se gândesc cum o să mă mănânce. Cine o să mănânce picioarele și toate. Eu nici nu vreau să mă gândesc. Însă trebuie să fac neapărat ceva. Vreau neapărat ies de aici, însă nu știu cum. N-am efectiv nicio ieșire, fraților. Adică stau aici și nu m-am plâns, nu m-am uitat să zic, poate o ieșire secretă, dar nu cred, bro. Însă trebuie să-mi caut itemele, gen, trebuie să fie niște iteme de ale mele pe aici neapărat, bro. Au luat tot din chesturile astea, gen, chesturile astea sunt complet goale. Au luat tot pentru că și că nu mai am încredere în mine. Însă, băi, trebuie să-mi găsesc itemele pe undeva, boys.
Bă, dar nu cred. Deci, cred că aici este sfârșitul, fraților. Opa! Ok, mi-am găsit itemele, dar degeaba, bro. Sunt efectiv armura mea, mâncarea și toate chestiile astea. Fraților, cred că aici, după cum ai zis, totul este gol. Aici cred că se încheie totul. Aici cred că se încheie Minecraft Apocalipsa și aici cred că o să mor și eu. Pentru că băieții aia, nu știu, băi, vor să mă mănânce, vor să-mi facă ceva. Nu știu ce mă poate salva. Boys! Mi-a venit cea mai tare idee. Ok, ok, cred că pot scăpa din baza asta. Deci fiți atenți. Ați văzut și eu că m-am plimbat prin bază. Uitați-vă ce vedeți dacă mă plimb prin bază, boys. Uitați-vă așa puțin. Uitați-vă ce vedeți. Deci vedeți foarte multe blocuri, însă este și lemn și stone. Dacă reușesc să iau destul lemn și destul stone, pot să-mi fac un pickaxe și să stau de aici și să ies din baza asta nenorocită. Ok, mamă, ok, asta e o idee chiar foarte, foarte bună. Hai să iau lemnul ăsta. Pot să-l sparg, nu? Te rog să ne că pot să-l sparg. Ok, ok, boys, l-am spart. Ok, ok, perfect, perfect. Ok, îmi fac un crafting table, mamă, boys. Cred că o să meargă chestia asta. Cred că o să meargă 100%. Ia să sparg ăsta. Și mi-am nevoie de încă unul. Opa, uite-ți acolo încă unul. Ok, boys, cred că o să meargă. Holy shit, ok. Bun, stai să pun aici crafting table-ul. Așa. Îmi fac rapid un pickaxe de... un pickaxe de ăsta de lemn. Așa. Și acum iau stone-ul. Unde-i stone-ul ăsta? E stone, da? Ok, ăsta. Așa, și ăsta, boys! Îmi fac un pickaxe și ies de aici. Holy shit, mamă, mamă, ce idee bună, mamă. Lasă-mă, bro, în pace, ok. Ok, mamă, boys, dar fiți atenți. Fiți atenți că trebuie să sap mult, pentru că dacă ies de aici o să mă vadă și o să alerge după mine. Holy shit, ok. Mamă, boys, deci nu vine să cred că am fost capturat și pot să ies. Ok, deci pe aici vine. Deci dacă ies pe aici o să mă vadă. O să ies prin partea asta, fiți atenți, mamă. Sper să nu-și dea seama sau ceva de genul. Ok, pe aici o să ies. Dar o să încerc să nu ies destul de aproape. O să mă duc sus, o să mă duc mult în față, boys. Vreau să mă duc destul de mult în față, măcar vreo 20 de blocuri. O să-mi pun aici și niște de-astea. Și fiți atenți, fraților, că iau asta și baricadez aici. Lăsați-mă, frerilor, în pace, mamă, boys. Deci mie nu vine să cred că am fost capturat și acum, printr-un tunel secret, reușesc să scap de acolo. Ok, hai să iau pe partea stângă, bro. Hai să iau pe partea stângă, zic eu. Hai că bănesc că poate în stânga găsiți ceva, nu știu. Hai să vedem, mamă, deci aia sunt acolo, mamă, bro. Ok, în continuare sunt destul de aproape, așa că o să mă duc tot așa, le vedeți numele acolo. Sper să nu mă vadă sau ceva, bă, dacă m-au văzut, au luat o rază, pentru că, nu știu, cred că au arme la ei, dar nu sunt 100% sigur, dar s-ar putea să aibă arme la ei, fraților. Ok, hai să mergem, mamă, bă, ce intensitate. Ok, ia asta, mai sap puțin și o să încerc să mă duc în sus. Mai sap puțin și o să încerc să mă duc în sus, mamă, dar încă sunt destul de aproape. Ia să încerc să mă duc în sus, să văd dacă își dau seama. Ok, hai să vedem. Mergem aici puțin, boys. Încerc să sap așa puțin în sus, că tot mă duc și în față. Hopa, ok, am dat de dirt, ok. Încerc să mă duc cât mai în față, totuși. Ok, 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 trebuie să mai pun o torță. Mamă, boys, bă, am evadat de acolo. Opa, ok. 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 Mamă, dar stați că dirtul ăsta merge bine, băi. Dar unde sunt? Ok, hopa, hopa, hopa. Mamă, sunt acolo. Ok, boys, sunt acolo, stați. Ok, sunt acolo, fiți atenți. Fiți atenți, fac asta. Acolo în față ce e? Hopa, boys, stați că acolo în față e o gaură. Da, stai. Ia stii să merg așa, hopa, ok. Ok, boys, ok, cred că pot evada pe aici. Ok, eu am pe aici. Și cred că mă pot duce. Hai să luăm pe partea stângă. Ok, uite pe acolo, nici nu mă observă. Mama aici, mulți șobolani. Ok, boys, ok, oficial am evadat, let's go. Ok, în continuare e zi afară. Deci, practic, dacă mă duc pe aici și am un oror, nu știu, să găsesc un punct de reper sau ceva de genul, trebuie să mă întorc la mine acasă. Nu știu unde m-au dus băieții ăștia. Am uitat drumul pe care l-a făcut Aron, să vă spun sincer. L-am uitat în sus, să merg pe aici. Sper să găsiți ceva care mă poate ajuta, fraților. Asta sper să găsiți un punct de reper. Hopa! O casă în față. O casă acolo în față. Dacă cumva... Ok, boys, mamă, este o casă pe care n-am mai văzut-o până acum. Păi, boys, merg la casa aia și după merg în cealaltă direcție. Poate acolo, băi, trebuie neapărat să ajung la... să ajung la oamenii mei, boys. Trebuie să ajung la mine acasă, neapărat. Dar hai să vedem ce e acolo, boys. E o casă dărăpânată, iară, de lemn. Însă nu este cea de lângă oraș, pentru că, după cum puteți vedea, nu e niciun oraș aici. Este o casă dărăpânată. Ok, găsim ceva interesant aici. Ok. Ce avem aici? Potato! Nice! Mamă, mâncare! Nouă potato. Sticuri, ok. Și atâta? Nimic mai mult?
cap web și o bâtă. Bun. Deci, boys, nu cred că în partea asta fiți atenți. Cred că în partea aia trebuie să mă duc. Deci, dacă mă duc în partea aia, trebuie să găsim orașul, practic. Acesta este primul nostru obiectiv, să găsim orașul. Pentru că dacă am găsit orașul, înseamnă că știu de atunci unde să mă coordonez, să mă duc acasă, boys. Mamă, bă, dar sper pe bune să ajung acolo și să nu se întâmple, Doamne ferește, ceva pe drum. Fraților, efectiv merg de jumătate de oră și vă spun sincer că încep să-mi pierd speranța. Adică, uite, am dat de lacul ăsta pe care până acum nu l-am mai văzut în viața mea, bro. Încep să-mi pierd speranța, bro. Sper că pe bună să văd și eu ceva pe aici, amen. Apă, o casă, ceva, vă rog eu. O casă, un punct de reper, vreau să ajung înapoi. Vreau să ajung înapoi la casa mea. Oh, 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 boys, boys. Mamă, uite-ți ce șobola, mă, să-i bat pe ăștia. Muriți, mă, muriți, fraierilor, ok. Boys, aceea este o casă de lemn. Înseamnă că dacă e casa aia de lemn bună, aici în stânga trebuie să fie orașul. Și dacă am găsit orașul, mă pot întoarce acasă, let's go. Ia, am găsit orașul. E orașul aici, apă bune? Let's go. Hopa, e ceva în față, e ceva în față, o construcție, dar nu cred că e orașul. Uite acolo, o construcție, dar nu știu dacă e orașul, boys. Ba da, boys, let's go, este orașul pe bune, holy shit, man. Ok, am găsit orașul. Ok, după atât de mult mers am găsit orașul, însă vreau să văd dacă este, boys, vreau să văd dacă este orașul meu, adică, ia stați, deci eu mi-am amintesc locul ăsta. Dacă ar fi orașul de care avem noi nevoie, că poate sunt mai multe orașe, ar trebui ca acolo în față să nu fie nimic în chesturi, gen, că am lutat aici. Bro, cred că e orașul care avem nevoie, că mi-am amintesc motocicleta asta. Cred că e orașul, boys, de care avem nevoie. E ceva în chesturi? Aici se finește chesturi. Două tomato, bro, what? E ceva în ce... Bă, sunt chestii în chesturi, bro. O fică s-au respawnat, dar nu sunt sigur. Ok, ok, boys, da, deci sunt chestii în chesturi, însă eu o să merg pe instinctul meu. O să mă duc acolo și în față ar trebui practic să fie baza mea. Nu să fie baza mea, să fie casa mea, gen. Adică dacă ajungem la cele case de lemn. Deci dacă ajungem la cele case de lemn, trebuie să mă duc acasă, bro. Efectiv, o să le zic la toți. Nu știu ce să fac, bro, să ne speriem de băieții ăștia sau pe bune să mergem peste ei și să le furăm tot. Nu știu, asta e o idee, însă nu ar trebui să fie pusă în aplicare. Hai să merg tot în față, poate găsiți ceva. Fraților, iar încep să-mi pierd speranța. Efectiv, merg de jumătate de oră. Dar uite, bă, e și casa acolo. Deci, efectiv, aici trebuie să fie și casa mea, bro. Aici trebuie să fie casa mea, neapărat. Holy shit, deci aici trebuie să fie. Trebuie să fie după dâmbul ăsta, neapărat. Ok, avem ceva în față. O, ba nu, nu era o casă, bun. Merge tot în față, pe aici trebuie să fie, boys. Trebuie să fie, gen, dacă am calculat eu bine și m-am gândit eu bine, acolo în față trebuie să fie casa mea. E ceva construcție în față. E ceva construcție acolo în față. Holy shit. E casa mea? E construcția acolo în față? Opa! Let's go, boys! Ne-am găsit casa! Let's go! Ok! După atâta căutare, bro, am reușit să ajungem la casa mea. Hopă, cine e acasă? E Alexei acasă. Ok, boys, Doamne ajută, bro. Am fost capturat și am reușit să evadez și să ajung la mine acasă. Ok, Alexei, frățiorul. Băi, Alexei, bă, unde ai fost, frate? Am găsit orașul, bro, am găsit orașul. E aici, e foarte aproape de noi, dar ce să vezi? Acolo în oraș erau niște oameni. M-au capturat, am reușit să evadez, am încercat să fur de la ei. Băi, o poveste așa de lungă, Alexei, frățiorul. Mario, stai, explică mai bine. Ai fost răpit, ai găsit orașul. Da, Alexei, asta am făcut. Mai bine așteptăm să vină și ceilalți și ne explici toată treaba. Mergi în pas și odihnește-te. Ok, boys, ok. Bă, da, Alexei, nu trebuia să fie și el plecat? Adică o fică s-a întors înapoi, dar nu, uite, deja se face seară, boys. Ok, hai să mergem aici. Unde mi-e patul, bro? Aici nu trebuia să fie patul. Unde n-ai pe mi-e patul? Ah, cred că e sus, da, e sus. Merg acolo să mă odihnesc. Aștept să vină Luiza și cu Raul și o să fie totul bine. Gen, o să vorbim, ia să pun aici blocul ăsta ca să pot să urechi. Și o să fie totul bine când vin și ei, că na, trebuie să discutăm. Băieți și fete, au ajuns și Luiza și cu Raul acasă și am stat aici și le-am povestit toată faza, efectiv în detaliu. Le-am explicat unde am fost, că erau patru băieți ca o tonă de aur acolo, o tonă de resurse. Și acum hai să aflăm părerea lor. Alexei, tu ce zici, frățioro? Oh, și sunt patru. Și noi tot patru suntem. Și spui că au foarte multe resurse, Alexei, frățioru, au foarte mult aur. Au efectiv zeci de kilograme de aur.
Voi înțelegi ce înseamnă 10 de kilograme de aur? Am putea să fi cei mai bogați oameni din lume. Cred că ei sunt acum cei mai bogați. 10 de kilograme de aur. Cu aurul ăla am putea ajunge la bunker. Efectiv am putea să fi cei mai bogați oameni. Exact! Exact, băi, cu aurul ăla, dacă punem mâna pe el. Dar nu știu cum să facem, bro. Dacă punem mâna pe el, am putea să ajungem cei mai bogați oameni. Raul, tu ce zici, frățioro? Marius, eu cred că trebuie să le arătăm la fraierii aia cine sunt șmecherii din zonă. Diseară mergem peste ei. Merită o lecție. Holy shit, boys. Raul vrea să mergem peste ei, să le furăm aurul. Voi ce ziceți, boys? Este o idee bună, nu știu ce să zic. Adică eu mă ajung peste ei, dacă credeți că o să ne bată, dacă mergem acolo. Cine credeți că sunt mai puternici? Noi, patru sau ei? Nu știu, boys, ce să zic. Mamă, e o decizie foarte surori. Astăzi este ziua cea mare. Mai exact, este ziua în care urmează să mergem peste băieții aia care m-au răpit data trecută, ca să le furăm tot din bază. După cum știți din episoadele trecute, am picat de comun acord împreună cu Raul, Luiza și Alexei că trebuie să mergem peste ăia ca să le furăm toate resursele. Pentru că, boys, până la urmă suntem în apocalipsă și apocalipsa înseamnă supraviețuire. Și na, poate suntem nesindiți că vrem să facem chestia asta, că vrem să mergem peste ei și să le furăm aurul, însă totodată, ca să nu vă luați așa de noi că suntem nesimțiți, Raul împreună cu Luiza au venit cu un plan foarte, foarte bun ca să nu fim violenți. Efectiv, mergem acolo, le furăm aurul și plecăm. Hai să auzim, ia-ți de Raul care-i treaba. Bun, acum că ne-am adunat toți aici, vreau să mă ascultați cu mare atenție. Hai să vedem. În acest chest avem planul de a fura tot din baza acelor băieți. Opa! Deci aici este planul, boys. Ok, ok, încă nu o să-l deschid. Hai să vedem. O să pornim la drum într-o oră. Vă rog să citiți planul cu mare atenție. Nu vrem să se lase cu bătăi. Vrem doar să furăm și să plecăm cât mai silențios posibil. Exact, boys. Totul este despre supraviețuire. Noi mergem acolo. Cât de silențios putem să nu-i trezim pe băieți și furăm tot aurul. Luiza, tu ce zici? Eu l-am citit și mi se pare un plan foarte bun. Mai bine să mergem așa pe silențios, să furăm cât putem și după să plecăm, decât să riscăm să intrăm într-o luptă cu ei. Ar fi foarte nașpa, mai ales că sunt patru și nu știm de ce sunt capabili. Nu uitați, boi, sunt patru frați. Adică s-ar putea să se lupte mai bine ca și noi și, Doamne ferește, să ni se întâmple ceva. Așa mai bine mergem pe silențios și furăm tot de acolo. Tu, Alexei, ce zici, frățioro? Marius, eu cred că ție nu o să-ți placă planul. What? De ce să nu-mi placă mie planul? Dar eu zic că e bine, nu ar trebui să existe probleme. Ok, boys, eram gata și foarte entuziasmat să deschid planul ăsta. Însă parcă Alexei mi-a dat așa niște pile de găină, așa. Ok, hai să deschidem planul, să vedem care e treaba cu el. Plan raid bază, hai să vedem. Pasul 1, Marius o să ne conducă la baza lor, unde o să ne instalăm până se face seară. Ok, pasul 1, eu îi duc la bază, ne instalăm acolo lângă bază să nu ne vadă nimeni, totul e bine. Nu mi se pare nimic ca suspect. Pasul 2, Raul și Luiza rămân pe loc ca să supravegheze din spate, iar Alexei și Marius merg la bază când s-a făcut seară și nu se mai vede nicio mișcare umană. Bro, adică eu cu Alexei trebuie să mergem acolo și voi doi stați acolo, bro, nu-mi place planul deloc. Cum adică? Adică noi doi ne riscăm viața și voi doar stați acolo? Hai să vedem pasul 3. Alexei rămâne afară și se asigură că cei patru frați nu se trezesc. Dacă se trezesc, țipă cât de tare poate ca să cheme întăriri. În timpul ăla, Marius merge jos și golește toate chesturile. Încercați să fie totul cât mai silențios ca să nu deranjăm pe nimeni. Întrebări? Băi, boys, până la urmă, adică dacă am merge toți patru, eu zic că am face destulă gălăgie ca să-i trezim. Așa că cel mai bine este să mergem cât mai puțin, însă totodată să fim cât mai în siguranță. Băi, să vă spun sincer, mie îmi place planul. Hai să mergem la baza aia să vă conduc ca să ne instalăm acolo până se face seară, ca să fim pregătiți să le furăm la fraierea tot din bază. Bun, fraților, ceva foarte, foarte ciudat se întâmplă. Sunt aici cu Alexei, am venit, după cum puteți vedea, aici în față este baza băieților, ne-am ascuns aici după muntele ăsta și se întâmplă ceva foarte ciudat. Dacă vă întrebați unde sunt Raul și Luiza, ei au rămas acasă să mai ia niște chestii și o să vină și ei. Însă fiți atenți ce se întâmplă. Dacă ne uităm la bază, după cum puteți vedea, sunt niște mobi ciudați acolo. E foarte mult sânge și este și o mașină acolo. Și pe lângă chestia asta, nu este nimeni la bază. Băieții aia nu ar lăsa niciodată baza nesupravegheată. Știți că atunci când ne-am întâlnit cu Aron, el a venit să ia mâncare pentru toți, adică în permanență trebuia să fie 3 oameni să păzească baza și momentan nu e nimeni.
Mie mi se pare destul de ciudat și după cum puteți vedea sunt foarte mulți mob și mai ciudați pe acolo. Și eu zic că ar trebui să mergem acolo să dăm cu ochiul. Alexei, frățelul, tu ce zici? Se pare ciudată baza? Mie mi se pare ceva suspect la casa aia. Merg și verifică până ajung Rau și Luiza. Ok, boys, eu o să mă duc acolo, Doamne ajută. O să mă duc acolo să verific până ajung Rau și Luiza. Trebuie să vină imediat, boys, ok. Hai să mergem acolo jos, băi. După cum puteți vedea, este o mașină acolo. Au făcut rost de o mașină sau care-i treaba? Bro, după cum puteți vedea, nu e nimeni și e plin de sânge. Mamă, și ce-i creatura aia, mamă, băi, bă, mă speria maxim ce se întâmplă acum. Mamă, uitați-vă, e o mașină aici, ok. Ok, mamă, da, mașina asta tremură. Mamă, uitați-vă la creatura asta, mamă, trebuie să bat creatura asta. Mamă, ce mare e, mamă, dacă îmi dă asta una, am și murit. Dacă îmi dă una, sunt mort, efectiv, dacă îmi dă una, am murit. Mor, mă, odată, ok, ok, am omorât. Aia, bro, mamă, ce m-a speriat ăsta. Băi, ce-i cu el? Mamă, ce-i ăsta? Mori, ok, boys, mamă. Mamă, ce m-a speriat mobul ăla, ok. Ok, frate, Alex, este în continuare acolo. Băi, dar ce-i cu mașina asta? De ce tremură așa? Bro, pot să o conduc? Merge condusă? Opa! Merge condusă, boys, avem o mașină! Ok, dar stai că e ceva suspect. E ceva suspect, bine că avem o mașină care tremură. Efectiv, zici că e pe moarte. Boys, dar e ceva suspect. De ce așa de mult sânge aici? Eu nu înțeleg chestia asta. Băi, mă sperie. Aoleu, ce se aude? Aoleu, ce se aude? Mamă, boys. Băi, e foarte mult sânge. Ok, boys. Sper să nu se fi întâmplat. Adică, dacă s-a întâmplat ceva cu frația, e destul de ciudat. Pentru că asta înseamnă că e ceva mai puternic decât ei pe aici. Mamă, toată baza e plină de sânge. Bro, what? Ce creatura asta? Băi, ce creatura asta? Lasă-mă în pace. Ok, boys, băi, se întâmplă chestii ciudate. Mamă, deci, băi, după cum puteți vedea, toată baza lui ăștia e plină de sânge, fraților. Cumva s-a întâmplat ceva cu ei? Adică planul nostru ar fi foarte, foarte simplu dacă ei nu mai sunt aici, nu sunt în viață și nu s-a întâmplat ceva. Însă, după cum puteți vedea, nu-i găsim nici pe aici, nu le găsim cadavrele sau ceva de genul. Ok, boys, mamă, deci încep să mă îngrijorez pentru frații aia. Hai să mergem la subsol, boys. Cumva se află ceva la subsol? Ceva de care ar trebui noi să știm? Bro, se aud chestii ciudate, mă sperie, pe bune, ia. Subsolul, ia. Mamă, e... Ok, hai să vedem subsolul. Ok. Aoleu, bro, ce asta, bro, ce tocmai a fost aia? Ce tocmai... A fost mobul ăla, ok, m-a speriat maxim, ok. Boys, efectiv, nu, deci știi ceva, boys, nici măcar nu o să mă duc înăuntru, mi-e prea frică. Eu zic să nu mă aventurez așa ca prostul. Mai bine o să-i așteptăm pe Raul și pe Luiza, mă duc înapoi la Alexei. Îi așteptăm pe Raul și pe Luiza să vină și ei și facem planul și respectăm planul și mergem acolo. Eu zic așa e totul bine, să nu ne abatem de la plan, pentru că s-ar putea să se întâmple chestii ciudate. Fraților, este miezul nopții și Raul și Luiza nu au apărut. Efectiv, sunt doar eu și cu Alexei aici în continuare, nici băieții n-au apărut, în continuare casa este goală și umblă foarte mulți mob foarte ciudați pe aici și vă spun sincer că mi-este destul de frică. Alexei, ce face, frățior? Unde e Raul și Luiza? Marius, ceva e suspect. Luiza și Raul nu mai vin. Eu zic că s-a întâmplat ceva la noi la casă. Îmi e frică să mă duc să verific. Uite, nici ăștia nu sunt acasă. Ce naiba se întâmplă? Unde a dispărut toată lumea? Mamă, pe bune, boys. Băi, Alexei, fii atent ce o să facem. Tu stai aici, frățiorul. Mamă, stați. O să spun aici niște torțe. Mamă, ce cu zombiul ăsta? Mamă, bro, mi-a dat una. Mamă, mi-a dat o maxim. Deci fii atent, Alexei, eu te las aici. O să mă duc rapid la noi la casă pentru că am găsit o scurtătură, boys. Mamă, ce se întâmplă cu el? Mă urmărește. Ok, Alexei, vei să vii și tu? Păi fii atent, frățiorul, cum facem? Mergem neapărat la noi acasă. Vino cu mine cât poți, știi ce zic? Hai să mergem la noi acasă, neapărat, boys. Deci pe aici mergem la noi acasă și acolo putem vedea ce s-a întâmplat cu Raul și cu Luiza și de ce nu vin acolo. Mamă, bro, uite câți mobi. Bro, what? Bro, efectiv sunt prea mulți mobi. Alexei, ai grijă, frățiorul, bag un medkit. Mamă, lasă-mă în pace. Mamă, bro, nu mai am macetă. Ok, boys, ok. Trebuie neapărat să fugim de aici. Mamă, oh my god, ita mai mobi. Ok, boys, ok. Trebuie să mergem la noi acasă neapărat. Trebuie să mergem la noi acasă să vedem ce se întâmplă. Efectiv, suntem într-un pericol foarte, foarte mare. Acolo în față trebuie să fie casa noastră. L-am pierdut pe Alexei, frățiorul. Bro, ce e?
Ce creatura asta? Holy shit, man! Holy shit, ok! Nu mai stau niciodată noaptea afară pe Apocalipsa. Uitați-vă, casa noastră! Am ajuns la casa noastră! Unde e Raul și Luiza, bro? Am ajuns la casa noastră. Unde au dispărut Raul și Luiza, bro? What? What? Mamă, bro, ce e ăla? Ăla cumva este un scorpion? Bro, e un scorpion roșu care vine după mine? Bro, ce se întâmplă? Mamă, câți mobi? Mamă, boys, casa noastră este efectiv înconjurată de scorpion roșii? Bro, ce se întâmplă, băi? Băi, mă sperie maxim, boys, ce se întâmplă? Ăștia fug foarte repede. Casa mea este înconjurată de scorpion roșii? Bro, ce naiba se întâmplă? Aoleu, aoleu, aoleu. Bro, 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 sunt ca și mort. Efectiv, sunt ca și mort. Bro, sunt ca și mort. Bro, sunt ca și mort, sunt ca și mort. Efectiv, pot să mă duc înăuntru? Boys, eu am văzut pe cineva mort înăuntru. Eu am văzut pe cineva mort înăuntru la noi în casă. Sper să nu fie ceea ce cred eu. Cred că Luiza și Raul au fost omorâți de acest de scorpioni ăștia roșii. Mamă, bro, bă, mă sperie maxim. Fiți atenți, frate, ce o să încerc să fac. O să bag un medkit, o să bag două medkituri și o să mă duc acolo. Dacă văd cumva niște cadavre, înseamnă că Luiza și Raul au fost omorâți de scorpioni roșii. Holy shit. Holy shit, e efectiv casa plină de scorpioni roșii, bro. Mamă, mamă, man, mamă, man, mamă, mamă. Mă, uitați-vă câți este efectiv, sunt prea mulți. Mă, uite și la asta, lasă-mă în pace, fraiere. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Bro, hai să vedem ce-i în casă, hai să vedem ce-i în casă. Holy shit, bro, da, uitați-vă, oh my god, e cineva mort în casă. Oh my god, deci Luiza și Raul au fost omorâți în casă, bro. Fraților, cu greu am reușit și eu să scap de acolo. Am mai rămas într-o inimă, însă e bine că am reușit să mă regrupez cu Alexei. Și am zis tot ce s-a întâmplat, fraților. Efectiv, Luiza și Raul au fost omorâți de scorpionii roșii. Băi, ce se întâmplă noaptea în Apocalipsă? Efectiv, scorpionii roșii omoară pe toată lumea. Oh my god, pe cred că scorpionii au lovit și casa băieților. Aici ne-a fost sfârșitul. O să fim toți mâncați de scorpioni, avem zilele numărate. Alexei, nu te panica. Chiar acum o să mă duc să văd care e treaba cu casa băieților și dacă e ceva. Dacă și acolo într-adevăr sunt scorpionii roșii, o să iau la fugă, boys. O să mergem cu mașina și o să plecăm de aici. O să plecăm din locul ăsta blestemat. Să vedem, poate găsim ceva. Bro, încă un scorpion roșu. Hai să vedem ce e acolo jos, bro. Mamă, 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 mamă. Și asta, și asta. Lasă-mă în pace, bro, bro, bro. Efectiv, efectiv, fraților. Nu știu ce să mă fac. Nu știu ce să mă fac, bro. Efectiv, trebuie să-mi bag un medkit. Băi, sunt prea mulți mobi aici. Ok. Ok, boys, fiți atenți. O să mă duc înăuntru. O să mă duc aici înăuntru că vreau neapărat să văd ce se întâmplă. Let's go, adică stați puțin, boys, că nu mă duc chiar acum înăuntru. Vreau să mă baricadez acolo, dacă e asta, să-mi iau niște lemn să mă baricadez. Mamă, hai, sparge-te. Așa, bun. Mamă, bro, okay, am reușit să sparg ăsta. Hai să iau niște plank-uri. Mamă, băi, toți îmi dau poison. Efectiv, trebuie să mă baricadez acolo jos. Asta e singura mea opțiune, dacă vreau să scap de ăștia. Baricadează-te, Marius, aici jos. Baricadează-te. Gata, sunt baricadat. Holy shit, boys, vedeți ce vă și eu? Ăla este un scorpion roșu. Asta înseamnă că băieții au fost și omorâți de scorpion roșu. Ia stați puțin, boys, să sparg aici sus. Să pot să mă uit înăuntru. Stați să sparg aici sus. Bro, efectiv, scorpionii roșii au pus stăpânire peste tot. Nu vine să cred ce văd. Efectiv, scorpionii roșii. Bro, ce-i acolo? Holy shit, boys, baza lor secretă este plină de scorpioni roșii. Bro, nu e bine ce se întâmplă. O să încerc să spară chestiile astea și să mă duc cât de încet pot, să văd dacă mai găsesc ceva în baza aia. Luăm resursele și eu împreună cu Alexei o să o luăm la fugă de aici. Efectiv, sunt prea mulți mobi, bro. Mamă, spar cu mâna, efectiv, bro, ce se întâmplă? Băi, scorpionii roșii. Efectiv, uitați-vă la ei, mamă, stați că încerc să-i bat așa. Pot să-i bat așa? Nu pot. Pot, mă, să-i bat așa? Nu pot. Ia stai, să mai spar și asta. Bă, voi vedeți cât sunt, bro? E plin de scorpion roșii aici, bro. Nu vine să cred, efectiv. Efectiv, încerc să-i bat așa. Mamă, uitați-vă cât ies, efectiv, bro. Mamă, men, dacă pic aici jos, însemnez moartea. Fiți atenți, băi, o să sparg aici și o să încerc să-i omor așa la spam. Adică o să încerc să-i buguesc și să-i omor. Frați și surori, după vreo 3-4 minute de luptă intensă, cred că am omorât aici toți scorpionile. I-am ținut aici și i-am bătut. Adică nu m-am bătut eu cu ei pentru că mă omorau 100%. Așa că am profitat, băi, de chestia asta și am reușit să-i omor. Hai să intrăm în bază lui băieții ăștia, să vedem dacă mai au ceva. Mamă, bă, sper să nu-mi iasă vreun scorpion random de undeva ascuns, pentru că sunt mort. Efectiv, boi, scorpionii ăștia mi-au făcut viața de 10 ori mai grea. Mamă, sper să nu se întâmple ceva pe aici, bro. Bă, dar unde sunt băieții? Bro,
Boys! Aici sunt cadavre, what? Dar sunt doar trei! Unde este al patrulea? Bro, ce se întâmplă? O carte de la Aron! Ajutor de la Aron! Vă rog, oricine vede asta, mă îndrept spre canalizarea orașului. Vă rog, ajutați-mă! Boys, scorpionii roșii au dat peste toată lumea. Gen, efectiv, n-au lăsat pe nimeni în urmă. Însă Aron a reușit să scape. Este în canalizarea orașului. Să mergem să-l ajutăm, fraților. Să iau mașina și să mă duc cu Alexei să-l ajutăm. Nu știu ce să zic, scrieți la comentarii. Sau este prea periculos și mai bine lăsăm acolo. După un drum foarte lung cu mașina, am ajuns și noi în oraș. Însă în continuare suntem în stare de alertă. Știți și voi de data trecută că au apărut niște mob noi aici pe hartă, care ne pun pe bune viața în pericol. Ei bine, boys, sunt aici alături de Alexei și ne-am oprit chiar aici la acest canal pentru că jos se află Aron. Eu zic că ne-am ținut de promisiune, pentru că când am intrat în casă lor totul era distrus și Aron și că ne-a dat un mesaj de la să venim să-l ajutăm. Așa că noi ne aflăm aici și sunt pregătit să sar aici jos în canal ca să-l ajut pe Aron. Uitați-vă aici, mamă, boys, vreau să mă duc în canalul ăsta. O să fie foarte, foarte nașpa. Sper să nu mă murdăresc sau ceva de genul. Trebuie să sparg asta ca să sar jos să-l ajut pe nesimțitul ăla. Însă, după cum puteți vedea, boys, jos este lumină. Nu știu dacă a făcut-o Aron sau ceva de genul. Alexei, tu ce zici, să mă duc, frățiorul? Marius, cred că am ajuns unde s-a ascuns Aron. Uite-l acolo jos. Ai grijă, știi că ultima dată când v-ați văzut parcă a încercat să te mănânce de viu, nu? Să nu aibă aceleași planuri și acum, fraților, pe bune. Știți și voi că data trecută, gen ultima dată când m-am văzut cu Aron, împreună cu frații lui, care acum au fost omorâți de acei mob foarte, foarte ciudați, au vrut să mă mănânce de viu. Însă eu sunt aici ca să fiu un om bun și o să încerc să-l ajut. Însă nu știu ce planuri are el. Doamne ajută să nu fie ceva vreo prostie, așa că o să pornesc și asta și o să țin bâta în mână. Dacă cumva mă atacă, o să-i dau una să nu existe probleme. Bun, băieți și fete, hai să vedem care e treaba. 3, 2, 1 și... Aron, frățiorul, am venit să te salvăm! Hopa! Aici sunt cisturi, tu ai pus astea aici. Aron, știu ce s-a întâmplat cu frații tăi. Toată harta a fost efectiv este îmbâxită de scorpioni roșii, de aia care ne-au omorât pe toți. Și totodată și noi am suferit o pierdere. Sunt aici alături de un tovarăș de-a meu și am venit să te salvăm. Marius, știam eu că o să veniți după mine. Aha, acum ești prieten cu mine. Da, am lăsat scrisoarea acolo. Apropo, îmi cer scuse pentru comportamentul fraților mei și pentru că voiam să te mâncăm, dar a trecut, nu? Da, hai să zicem că suntem în apocalipsă și avem nevoie de mai mulți oameni, deci să zicem că a trecut, da. Și pe lângă asta am niște vești nebune. Uite, aici unde m-am ascuns în canal a mai fost cineva. Sunt torțe și chesturi și sunt pline de iteme, parcă de militar. Am luat ceva special de aici, scoateți-mă să vă arăt ce. What? Deci tu zici că aici a mai fost cineva? A, da, mă, uite că sunt torții și chesturi. Mamă, băi, mi-e frică să mă duc acolo, să mă duc în partea aia. Bă, mi-e frică, efectiv, nu-mi place cum arată locul ăsta. Însă, băi, ce sunt chesturi? Ia, ce sunt chesturile astea? Hopa! Boi, sunt iteme! Holy shit, man, armură și toate chestiile astea. Ia stai să pun astea pe mine, gen, să nu ai mișto decât ce am eu. Mamă, băi, după cum puteți vedea, cred că astea sunt mai mișto decât ce am eu și locul ăsta poate numai decât să mă bucure sau? E mai mișto? Da, boys, astea sunt mai mișto. Ok, boys, deci avem niște d-astea de militar, ok. Deci aici, pe bune, poate a fost cineva, ia să ne ce găsim în chesturi, lutăm și noi puțin. Mamă, scrap spear, ce e asta, bro? Ce faci cu asta? Oh, asta o arunci, bro, mamă, cât de epic. Ok, hai să le iau pe ambele. Și avem și un ice pick, asta bănesc e ceva. Asta e un pickaxe, bro, holy shit. Ok, ok, bai că-mi fac iteme. Hai să le las pe astea inutile aici. Deci o să țin firex-ul ăsta, o să țin ăsta așa, bă, și o să țin și armura. Bă, dar ce, hai să ne ce mai găsim pe aici. Bă, sunt chestii destul de ciudate, aici ce găsim? Oh, medkit-uri, mâncare. Bro, deci aici a fost cineva. Pe bune, s-ar putea să fi fost un militar și Aron să nu zică rău. Adică să putea să fi fost cineva foarte, foarte bro, ce e aia? Bro, mamă, ok, boys, ok. Sunt niște mob foarte ciudați aici, mamă. Ok, am aruncat prost, mamă, trebuie să-l bat pe ăsta, mori. Ok, boys, ok, acolo sunt scorpioni și sunt niște mob foarte, foarte ciudați, mamă, uitați-vă la ei. Holy shit, holy shit, vine după mine. Holy shit, holy shit.
Holy, lasă-mă în pace. Mamă, deci dacă mă atinge asta, asta e efectiv mort. Ok, boys, ok. O să încerc să nu mă bat cu ăștia. Hai să-mi iau spada asta înapoi și să plec de aici. Bro, what, ce sunt ăștia? Ia aici, ce avem? Oh, avem o katană! Mamă, military tunic. Holy shit, bro. Dar ce, asta e mai bună decât asta, ia. Ok, nu, nu e mai bună. Așa că o să punem asta și o să punem și pantalonii ăștia. Mamă, bro, hai că suntem buni. Mamă, băi, voi vedeți, sunt foarte mulți mob de ăștia. Mamă, bro, ok, ok, ăsta îmi dă dirt. Mamă, ok, stați că s-auzi ceva. Mamă, mi-e frică, bro, ok, stai să-l bagi și pe ăsta. Bă, hai să ieșim din canalul ăsta, să-l scoți și pe Aron de aici, pentru că a zis că are ceva să ne arate, cică. Hai să vedem ce chestie nebună are să ne arate fraierul ăsta. Fraților, împreună cu Alexei am reușit să-l scoatem pe Aron din canal și deodată să mă scot și pe mine. Și ne-a zis, cică, că acolo jos a găsit o scrisoare de salvare sau ceva de genul. Nu știu exact ce înseamnă, însă a lăsat-o în chestul ăsta. Hai să vedem care-i treaba. Este un info de la un soldat. Deci, boys, într-adevăr, jos acolo a stat un soldat. Ați văzut și voi că sunt foarte, foarte multe chestii. Sunt foarte multe chestii astea militare. Însă hai să vedem la ce s-a referit frățiorul Aron când a zis chestia asta. Ia, cine citește această carte are o șansă la supraviețuire. Auzi, băi, dacă nu ați auzit, o să aflați acum. Dar există un bunker în care se poate adăposti oricine pentru a supraviețui acestei apocalipse. Fraților, noi știm de bunkerul ăsta încă de când ne-a zis Raul și Luiza. Însă, din păcate, ei s-au dus pentru că au fost omorâți de scorpionii roșii. Ok, Aron, frățiorul, știam de chestia asta. În doar câteva zile, planeta o să fie plină de substanțe toxice pentru corpul uman. Bunkerul se află la coordonatele. Bro, le-a dat coordonatele bunkerului. Fraților, suntem salvați. Holy shit, man. Ok, după 5 zile de apocalipsă suntem oficial salvați, nu? Bunkerul se află la -1000 cu -133 cu 7801. Avem coordonatele bunkerului, suntem salvați, bro. Let's go, man. Let's go, hai să mergem, ce mai stăm. Hai să-i trăim o mașină și să plecăm de aici. Știi ce zic? Dar există un preț de intrare. Hopa, nu cred că mai putem să mergem. Pentru fiecare om care vrea să intre, trebuie să aducă un gram de praf de uraniu. What? Praful de uraniu este un praf verde care se găsește doar în casele militarilor. Ai nevoie de acel praf ca să-ți asiguri traiul aici. Dacă cineva vine la bunker fără uraniu, o să fie împușcat în cap. Nu avem timp de rugăminți și altele. Vă așteptăm la bunker. Holy shit, bro, deci este o mare problemă. Avem coordonatele bunkerului, deci tot efortul nostru nu a fost în zadar. Am ajuns la coordonatele bunkerului. Însă avem nevoie de ceva praf de uraniu ca să mergem mai departe. Aron, frățiorul, ai vreo idee cum facem rost de praful ăsta de uraniu? Ok, deci nu vă panicați deoarece am o rezolvare. Hopa, are o rezolvare. În total avem nevoie de 3 grame de uraniu, nu? Da, avem nevoie de 3 grame de uraniu. Unul pentru mine, unul pentru tine și unul pentru Alexei. Cât timp am stat acolo, am găsit mai multe dosare și mai ales unele cu informații. Și am aflat că casele militarilor se află în munții cu zăpadă. Ok, deci trebuie să mergem în munții cu zăpadă ca să găsim casele militarilor, ca să luăm gramele de uraniu. Simplu. Munții cu zăpadă se află la 1000 de blocuri de noi. Eu zic să mergem toți acolo, să ne despărțim și să încercăm să găsim case de genul. Sunt case verzi, o să le vedeți. Deci, boys, o casă verde înseamnă o casă de... o casă care are uraniu în ea. Dacă are, că poate l-o fura cineva înainte. Și de seară ne întâlnim în acest loc ca să vedem cât uraniu am adunat. Fraților, este ultima noastră șansă. Trebuie să găsim praful ăla ca să supraviețuim. Băi, Alexei, tu ce zici de planul lui Aron? Băi, eu în continuare n-am încredere în băiatul ăsta. Este foarte, foarte parșiv. Ați văzut și voi, însă nu zic, eu zic că nu avem altă variantă. Marius, n-am încredere în el, dar este singura noastră salvare. Da, haideți să ne grăbim, avem maxim 6 ore. Să nu uiți, de seară ne vedem toți aici. Deci haideți, băieți. Toată lumea pleacă în munți și de seară ne întâlnim fix în locul ăsta. Fraților, efectiv mă plim prin munții ăștia de ore întregi și nu am găsit nicio casă verde. Efectiv, deja mi-am luat mintea de la case verde, grame de uraniu să supraviețuiesc. Vreau doar să ies de aici, bro. Efectiv, vin din partea aia și nu am găsit absolut nimica. Însă e foarte, foarte multă zăpadă pe aici, bro. Și efectiv, bă, mi-e să nu mor sau ceva de genul, să îngheț sau ceva. Însă, bro, hopa, avem o casă, deci este o casă normală, bro. Deci, după cum puteți vedea, boys, acolo în față se află o casă, dar e normal. A, ba nu, uite, încă una, mamă, bro. What? What? Ce mi se întâmplă? Bro, boys, sunt cumva sub gheață.
Băi, băi, să se întâmple ceva, faceți ceva, scoateți-mă de aici, bro. Băi, băi, ce mi se întâmplă? Sunt sub gheață, efectiv, ok, ok, fraților, deci după cum puteți vedea, pot pica sub gheață, așa că trebuie să mă grăbesc foarte, foarte, foarte tare. Mamă, bro, 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 efectiv, este imposibil să mergi pe aici, bro. Ok, hai să luăm boys dirt-ul ăsta, să încercăm să facem ceva cu el. Deci după cum puteți vedea, am găsit niște case, bro. Am găsit case acolo, uite, case de-astea. Bă, dar sunt case efectiv normale, adică nu e nimica special la ele, după cum puteți vedea. Sunt case efectiv normale. Eu încerc să merg pe aici, dar nu pot, bro. Bă, efectiv o să mor așa. Fraților, după multă muncă am reușit să ies eu din zăpada asta criminală. Efectiv, și am ajuns la casa asta. Însă după cum puteți vedea, nu e ok. Ia stai, o să spar chestia asta. După cum puteți vedea, nu e nu văd niciun gram de uraniu pe aici, bro, pentru că în casele astea nu se găsește, man. Aole, și fiți atenți, ce o să fac? O să mă duc aici, mamă, bro, sper să nu mi se întâmple ceva. Uite, încă o casă, da, bro, efectiv nici nu mai are rost, adică hai că o să mă duc acolo, bro, poate am noroc. O să iau lemnul ăsta și o să-l fac plencuri. Ba nu, boys, fiți atenți, o să iau lemnul ăsta și o să-l fac slaburi, pentru că trebuie să mergem pe aici fără să murim. Ok. Fiți atenți că am o foarte mare idee. Luăm lemnul, facem un craft table și îl facem slaburi, fraților, pentru că trebuie să mergem pe aici fără să ne scufundăm. Ok, hai să mergem așa. Ia mă și ăsta, bun. Haideți, boy. Deci nu știu dacă e o idee bună ceea ce fac acum, însă sper să fie, bro. Ia, facem așa, așa nu mai merge. Bun, hai să vedem. Mergem așa, bro. Mergem așa, facem un fel de parcurs. Ok, ok, bro. Haide că ne descurcăm, man. Vreau să mergem aici, să vedem ce se întâmplă într-adevăr în casa asta. Let's go. Ok, mamă, bro, bă, e greu rău de tot. Hai să vedem, aici în casă găsim și noi ceva, bro? Hai să vedem, ok, bun. Bun, chesturi, cleaver, ok, asta e un satâr de la bar, n-am cum îl folosesc. Însă, în continuare, nu sunt grame de uraniu, bro, trebuie să găsesc o casă verde. Holy shit, bro, e atât de mult. Hai să mergem prin față, bro, deci fiți atenți, efectiv, mă duc, mă plimb ca prostul pe aici de atâta timp, bro, și nu am găsit absolut nimic. Încep să mă enervez pe bune, hai să mergem așa, bro, ok, hai că am fetat puțin sistemul, am sărit acolo. Dar fraților, încep să-mi pierd speranța. Hopa, uitați-vă aici încă o casă. Dar după cum puteți vedea, nici nu-i vedem, nici nu-i vedem culoarea sau ceva de genul. Hai să mergem așa, bro. Ok. Oh! Bro, este o casă verde. Guys, este o casă verde. Holy shit, man. Am găsit o casă verde. Hai să vedem dacă are. Oh, încă una. Bro, încă o casă verde. Am găsit două case verzi. Băi, au uraniu în ele? Au uraniu pe bune în ele? Bro, mie nu vine să cred. Dacă am găsit uraniu, sunt cel mai tare, efectiv. Sunt cel mai tare dacă am găsit uraniu. Ok, aici nu e nimica. Bro, deci dacă am găsit uraniu, ne-am salvat, efectiv. Un gram de uraniu, bro. Ok, ok, am găsit. Let's go, fraților. Deci acesta este primul gram de uraniu pe care l-am luat de acolo. Perfect, oficial este perfect. Și mai avem acolo o casă în față. Hai să mergem așa pe încetineală și acolo. Let's go. Mamă, boys, deci efectiv în momentul de față eu sunt salvat. Nu aveți ce să ziceți, eu m-am salvat. Hopa, mamă, aici sunt șobolan de ăștia. Însă e bine că am ajuns să... am ajuns aici cu dirt, nu mai trebuie să folosesc slab-uri de alea ca să nu mă scufund în zăpadă. Bro, acesta este a doua casă și asta are uraniu, adică trebuie să aibă și ea, nu? Hai să vedem. Canned food, bă, trebuie să aibă și ea uraniu, nu? Aici, încă un uraniu, let's go, boys, mamă, man. Ok, ok, suntem numărul 1 pe bune, ok, ok. Deci avem două, păi eu zic, boys, că cu două, având în vedere că, bă, sunt eu cu Alexei de Aron, bănesc că au găsit și ei, eu zic că e momentul să plecăm de aici. Eu zic că e momentul să plecăm din munții ăștia furisiți și să ne ducem către casă, o să o colesc și o să o iau pe acolo, bro. Mamă, stați că iar să merg aici să mai iau niște de astea. Deci, boys, avem două. Nu cred că ceilalți băieți nu au găsit absolut nimic, și acum o să mă bazez pe faptul că și ei au găsit ceva. Însă dacă nu au găsit, înseamnă că am un bilet de intrare doar pentru mine și pentru Alexei, pentru că știți că Aron este un pârșe, bă, este așa, nu știu cum să zic, este foarte șarpe, nu poți avea încredere în el, deci astfel, m-am brochinat că a murit ăla, astfel nu avem ce să facem, așa că o să o luăm cât de rapid putem pe aici, ca să ajungem în oraș. Hopa, apoi să mai găsit încă o casă, bro, nu vine să cred, încă o casă, bro, mamă, ia să-i să sparg asta, încă o casă verde, deci deja avem 3 grame de uran, mamă, bro, ce-i cu ăștia? Ok, ăștia sunt deja mobiare pe care nu am mai văzut, sunt
Sunt ăștia foarte, foarte ciudați, iepurași foarte ciudați. Însă, fraților, noi am mai găsit o nouă casă militară. Și aici mai trebuie să găsim încă un gram de uraniu. Deci, fraților, oficial avem 3 grame de uraniu ca eu, Alexei și Aron să mergem la bunkerul ăla. Mamă, deci efectiv asta este cea mai tare veste pe care puteam să o primesc astăzi. Sau poate mai avem aici, ia să vedem. Ok, nu avem candles, o să iau toate chestiile astea, bam, bam. Poate iau și un compas. Ok, o să folosesc compasul ăsta, boys, ca să mă întorc spre casă. Să vedem, poate și băieții au adunat ceva. Frați și surori, într-un final am ajuns în oraș. Sunt aici cu cele 3 grame de uraniu și fiți atenți ce tocmai am văzut. Au ajuns și Aron și Alexei, însă nu sunt singur. Oh, 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 ok, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Ok, boys, nu sunt singuri. Mai este și o fată pe nume Georgiana acolo. Ok, boys, ok, vreau neapărat să vedem care-i treaba. Salut, băieți, bună seara, ce faceți? Ați găsit niște grame de uraniu, bro? Ați găsit ceva? Alexei, Georgiana, Ron, ați găsit ceva? Și, Georgiana, tu cine ești? Marius, din păcate, nu am găsit niciun gram de uraniu. Cred că suntem morți, da, da, da. Dar am găsit-o pe Georgiana, o altă supraviețuitoare. Este doar un copil și am promis că dacă avem uraniu, o să o ajutăm. Da, Georgiana... Hei, doar vreau să știu dacă părinții mei mai sunt în viață. Vă rog, ajutați-mă. Deci, Georgiana este doar un copil. Păi, eu vreau să vă fac un mare anunț. Am găsit 3 grame de uraniu. 1, 2, 3. Oficial, am găsit 3 case militare și am biletul ca să intrăm acolo în bunker. Ce părere aveți? Wow, bravo, Marius! 3 grame de uraniu pentru noi 3. Bravo, frate, ești cel mai tare. Dar, n-ai dreptate. Însă, aici am de făcut o alegere, fraților. Deci bănuiesc că nici tu nu ai găsit nimic. Deci eu sunt sigur că ai găsit uraniu. Fraților, ce să fac? Să dau uraniu la Aron, care până la urmă este un șarpe, bro. A vrut să mă moare, însă până la urmă ne-a ajutat. Sau să-i dau Georgianei? Nu știu, boys. Eu cu Alexei 100% o să primim, pentru că Alexei m-a ajutat foarte mult în apocalipsă. Însă avem de ales între Georgiana și Aron. Georgiana este un copil, vrea să-și cunoască părinții, n-a, este o poveste emoțională, însă abia am cunoscut-o. Nu știu, fraților, scrieți-mi voi la comentarii ce aș putea să fac, cum să-i dau gramul de uraniu. Da și surori, trebuie să luăm o decizie foarte importantă. După cum puteți vedea, ne-am adunat toți în clădirea asta care stă să cadă. Doamne ferește să se întâmple chestia asta. Însă, după cum v-am spus, fraților, trebuie să facem o alegere. După cum știți, știm locația bunkerului și putem fi salvați din această apocalipsă. Însă, fraților, prețul de intrare în acel bunker este 1 gram de uraniu. Noi suntem 4 oameni și avem doar 3 grame de uraniu și trebuie să decidem cine o să primească celălalt gram de uraniu, gen într-un fel un fel de bilet de intrare și totodată bilet de supraviețuire. Dacă ai acest gram de uraniu, ai supraviețuit acestei apocalipse. Și fraților, eu m-am gândit că cel mai bine ar fi să-i dau unul lui Alexei, pentru că este prietenul meu, unul să păstrez eu, iar acum trebuie să alegem cine să păstreze celălalt gram de uraniu între Georgiana și Aron. Tu, Alexei, ce zici, frățioro? Bun, acum că ne-am adunat toți aici, trebuie neapărat să luăm o decizie. Avem 3 grame de uraniu, iar 1 gram reprezintă prețul de intrare în bunker pentru o persoană. Deci aici Alexei face și un fel de discurs ca să auzim toți. Însă, știți și voi problema. Noi suntem 4. 1 gram de uraniu le-am Marius, deoarece el a găsit pe toate 3. Normal că iau eu 1. Un celălalt gram de uraniu l-are Alexei și după mai rămâne doar unul, fraților, pe care trebuie să-l ia Georgiana sau Aron. Însă, boys, fiți atenți că Alexei a zis că are un fel de idee ca să putem să fie mai ușor, gen să alegem cine primește uraniu, Georgiana sau Aron. N-are el ceva idee ascunsă, hai să vedem. Acest gram de uraniu poate să fie primit ori de Georgiana, ori de Aron. Și având în vedere că suntem indeciși la cine să primească uraniul, eu am o propunere. Hopa, are Alexei o propunere. Hai să auzim, fraților. Eu zic că eu și Mario să vă dăm timp 10 minute ca să vă gândiți la motivul pentru care vreți voi gramul de uraniu, în afară de supraviețuirea propriu-zisă. Cine are un motiv mai bun, câștigă. De acord, Marius? A, bro, deci într-un fel facem un concurs. Cine ne convinge pe noi acum că merită să primească uraniu ăsta, o să supraviețuiască, nu? Cam asta e treaba. Băi, eu zic că sună destul de bine, boi, suntem contra timp, nu avem timp să găsim alte modalități. Deci eu zic că, băi, este o modalitate foarte, foarte bună. Tu, Georgiana, ce zici?
Wow, mie mi se pare foarte tare și totodată corect. Până la urmă, amândoi suntem oameni și viețile noastre valorează la fel. Băi, corect, Georgiana chiar e foarte de treabă, boys. Mulțumesc mult pentru această oportunitate. Poate așa o să ajung să-mi cunosc părinții. Sper să fie acolo la bunker. Doamne, ajută Georgiana să-ți cunoști și tu părinții. Tu, Aron, frățiorul, ești ok? Gen cu această decizie. Băi, stați că mie nu mi se pare normal. Hopa, lui Aron nu-i convine, fraților. Adică eu v-am ajutat atâta timp, eu v-am dat locația bunkerului practic și acum valorez la fel ca și Georgiana. Aron, frățiorul, într-adevăr ne-ai ajutat, însă bănesc că tu uiți ce ai mai făcut. Voiai să mă mănânci de viu, frate, voiai să mă omori. Adică, ok, ne-ai ajutat mai mult decât Georgiana, dar totodată ne-ai pus și mai multe bețe în roate decât Georgiana. Adică, da, am zis că, bă, este egalitate într-un fel, știi ce zic? Nu mă așteptam din partea voastră. Dacă Georgiana nu venea, era gramul meu de uraniu. Nu e corect. Ba, Aron, eu zic că e corect. Dar treaba voastră, băieți, karma o să vă întoarcă favorul, o să vedeți. Hopa, deja începe cu amenințările al nostru Aron. Păi bun, hai că eu zic să nu mai stăm la comentarii, o să vă lăsăm 10 minute eu cu Alexei să vă gândiți la motive și după vedem ce aveți de spus. Bun, fraților, au trecut aproximativ 10 minute, de fapt cred că au trecut mai mult de 10 minute, cred că vreo un sfert de oră sau ceva de genul, și Georgiana și Aron s-au dat puțin mai în spate și urmează să vedem ce motive au pregătit și totodată să alegem un câștigător, să vedem cine primește gramul de uraniu și totodată, fraților, ca să vă lămurești și pe voi, băi, într-adevăr, Aron îl cunoaștem, ne-a ajutat, dar nu putem avea încredere în el, voia să ne omoare, bro. Efectiv, este o amenințare. Georgiana nu prea pare o amenințare, este până la urmă un copil care vrea să-și vadă părinții. Alexei, ce zici, frățiorul, mergem? Bun, Marius, a trecut timpul. Haideți să vedem ce au pregătit. Sincer, Georgiana e favorita mea. Încă nu am încredere în Aron absolut deloc. Băi, eu nu o să am favorit. Știi ce zic? Adică mai bine așa. Nici în Georgiana nu știu câtă încredere putem avea. Însă eu zic fără favorit. Eu nu o să am. Hai să vedem care este treaba. Georgiana... A, ba nu, Georgiana, nu, Aron. O să începem cu Aron, ca să fie așa. Aron, frățiorul, că tot ai comentat, că nu ne pasă de tine, nu știu ce, îți dăm oportunitatea să fii primul. Spune-ne, de ce meriți tu uraniul? Ok, eu sunt primul. Motivul pentru care vreau să primesc uraniul și totodată să intru în bunker ca să supraviețuiesc este să-mi fac frații mândri. Aceștia au murit în apocalipsă, iar eu am reușit să scap. Am luptat, după v-am ajutat pe voi în legătură cu bunkerul. Hopa! Deci Aron Boys vrea să supraviețuiască ca să-și ducă gena mai departe, știi ce zic, să fie în viață. Sunt 100% convins că merit uraniul, sau cel puțin îl merit mai mult decât o necunoscută. Și totodată nu mă puneți la încercare, vreau uraniul ăla. Hopa, băi, șmechere, asta e a doua amenințare deja. Adică la început chiar ai fost destul de ok cu discursul ăla, însă la final ai stricat cu amenințarea aia. În fine, boys, deci asta a fost discursul lui Aron. El spune că, na, vrea să... Cum îi spune? Vrea să supraviețuiască ca să-și facă frații mândri. Că știți că frații lui au murit, care tare rău îmi pare că au murit frații lui, că voiau să mă moare. Așa. Tu, Georgiana, ia zi, ce discurs ai pregătit? Aron mi se pare destul de nervos, cred că are ceva cu mine. Da, și eu cred că Aron are ceva cu tine, știi ce zic? Eu aș vrea uraniul pentru că sunt doar un copil. Am toată viața în față și poate reușesc să mă întâlnesc cu părinții mei. Aș vrea și eu să trăiesc o viață normală, fără tristețe și genul ăsta de împrejurim. Mamă, boys, Georgiana o joacă la sentiment, boys, o joacă emoțională. Ok, ok, e șmecheră, nu e proastă, nu e proastă, fraților. E șmecheră, o joacă la sentiment. Însă hai să vedem, bro, hai să vedem totuși ce vrea să zică. Nu sunt violentă și sunt de încredere, dar vă rog, îmi e frică să rămân aici. Ok, deci astea au fost discursurile, fraților. Aron a dat-o așa, gen că vrea să-și facă frații mândri, nu știu ce. Și Georgiana a dat-o la sentiment. Eu nu știu ce să zic, bro. O să mă duc să mă consult cu Alexei. Hai să mergem Alexei în colțul ăla și o să revenim cu o decizie, fraților. Bun, băie și fete, am discutat ceva timp cu Alexei și cred că am ajuns la o decizie, însă nu suntem 100% siguri. Ei bine, fraților, după ce am analizat și discursurile, le-am gândit așa și la persoane. Eu cu Alexei tindem, să spunem așa, vreo 90% spre Georgiana. Nu suntem 100% siguri, însă, băi, Aron este o foarte mare amenințare, fraților. Și mai bine mergem cu Georgiana, pentru că, boys, efectiv, nu mai trebuie să ne batem cu nimeni, doar trebuie să luăm mașina și să ajungem la bunker. Și ce zic, n-are ce probleme să ne facă o fetiță, nu? Adică, eu așa gândesc. Însă, nu știu ce să zic, parcă ceva îmi spune că nu e ok. Tu, Alexei, ce zici, frățiorul?
Ok, eu sincer chiar mă așteptam la răspunsurile astea din partea lor. După cum ai văzut, Aaron pare foarte violent și deja ne amenință. 100% nu e de încredere, exact, boys. La Aaron vrea doar lui să-i fie bine. Știi ce zici, gen? E destul de nesimțit. Până la urmă, decizia finală e la tine. Tu le-ai găsit, însă eu zic să-i dăm Ureanu Georgianei și pe Aaron să lăsăm aici. Băi, Alexei, să știi, frățiorul, că asta o să fac și eu. Oficial, fraților, decizia finală. Aaron rămâne aici. Ok, noi lăsăm aici. El poate să se ducă unde vrea el. Și noi o luăm pe Georgiana cu mașina și mergem spre bunker. Alexei, bănuiesc că ai, asta, ai cartea cu coordonatele bunkerului, că ți-am dat-o ție. Și hai să vedem care este treaba. Hai să vedem cum o să reacționeze ei la veste. Ok, dragi participanți, am stat cu Alexei acolo, nu știu exact cât timp, însă destule de minute, și am ajuns la o decizie finală. Efectiv, inițial ne-am gândit așa, eram indeciși. O să-i dăm lui Georgiana, să-i dăm lui Aaron, nu știu ce, chiar eram destul de indeciși. Însă am ajuns la o decizie finală. Cel care va primi, nu, persoana care va primi uraniul este Georgiana! Ți-a auzit foarte bine, Georgiana, felicitări! Ce, mulțumesc că nu vine să cred, doamne, că noroc am avut eu să dau de Alexei. Poate o să-mi cunosc în sfârșit părinții, o să mă duc jos la mașină, iupi, nu mai pot de fericire. Deci, fraților, Georgiana este foarte fericită că până la urmă o să supraviețuiesc în apocalipsă. Însă totodată, Aaron, frățioru, chiar dacă ție nu ți-am dat gramul de uraniu, nu uita că mai avem, cred că mai avem vreo două zile de supraviețuire aici, că de nu după se duce totul. Deci mai avem două zile să ajungem la buncăr. Tu te poți duce pe aici, frățioru, poți găsi uraniul și dacă e, îți zice Alexei unde e ăla buncărul, reții tu și ne vedem acolo. Știi ce zic? Adică nu ești chiar aici al nimănui și o să mori. Poftim, ați ales-o pe ea în locul meu. Bine, Marius, bine, prietene. Vei vedea tu ce consecințe o să fie din cauza acestei decizii. Nu uita că știu și eu unde este buncărul. Dar bine, haideți, călătorie plăcută. Pa. Ok, boys, Aaron continuă să fie ciudat și să amenințe, însă nu o să-l bag în seamă. O să-l iau pe Alexei și o să mergem jos la mașină, boys. O să plecăm către buncăr și ne auzim practic când ajungem acolo, sper. Frați și surori, în drumul spre buncăr s-a întâmplat ceva destul de neașteptat. Deci fiți atenți, a apărut acum câteva ore, cred că suntem de vreo 2, 3, 4 ore maxim pe drum și am ajuns în această zonă, fraților, și după cum puteți vedea, mașina noastră a luat-o razna și merge foarte, foarte ciudat și ne-am oprit aici, apoi lângă această casă, care are semne de-asta de radiație și scrie aici atenție, creaturi neidentificate în zonă. Și după cum puteți vedea, în fața noastră se află ceva foarte ciudat. Nu este buncărul, fraților. Mai avem vreo 5-6 ore de condus până la buncăr ca să ajungem la coordonatele alea. Însă în față, după cum put... What? Bușii aia. Ok, deci acolo sunt foarte multe creaturi ciudate. Însă în față, băi, par un fel de închisoare, o clădire super ciudată. Și noi nu putem să ne deplasăm de aici. Eu cred că trebuie să mergem să vedem ce cu clădirea aia. Bănuiesc că are ceva legătură. Alexei, ce zici, frățiorul? Marius, eu zic să ne continuăm drumul, în clădirea din față pare că se întâmplă ceva foarte ciudat. Eu zic să nu mergem înăuntru. Băi, ar trebui să vedem ce se află înăuntru, frate, că, bă, se întâmplă ceva chestii ciudate în zona asta și nu putem avansa efectiv. Georgiana, tu? Începe din nou să-mi fie frică. Eu o să stau aici, mergeți voi dacă vreți. Ok, Alexei nu vrea să meargă cu mine, însă vedeți și voi semnul ăsta, boys, creaturi neidentificate în zonă și asta înseamnă că cineva a fost aici dacă a pus semnul ăsta. Păi eu o să mă duc, boys. Eu o să mă duc să explorez clădirea asta, să vedem ce se află înăuntru. Am găsit niște d-astea pe drum. Ok. Bună. Însă după cum puteți vedea, sunt niște creaturi pe care până acum nu le-am mai văzut, bro. Cum ar fi creatura asta? Uiteți-vă la ea. Ok. Lasă-mă în pace, mori, bro. Ok, băi, e foarte, foarte ciudat. Mamă, dar ce-o fi, boys, în clădirea asta? Doamne, ferește, ce o să găsesc aici? Ok. Boys! Băi! Eu cred că știu de undeva creaturile astea. Băi, astea sunt SCP-uri. Holy shit, ok. Ok. Deci asta este o zonă predominantă de SCP-uri. Aia însemna creaturi neidentificate în zonă. Bro, what? Ce-i chestia asta? Nu trebuie neapărat să intru în clădirea asta. Trebuie neapărat să intru în clădirea asta, pentru că vreau să aflu ce se află înăuntru. Let's go. Dar nu pot să intru aici, bro? Gen, trebuie să intru prima dată în clădirea asta ciudată. Poți să intru prima dată aici, nu? Că după pot să... Aba, nu, boys, nu pot să intru aici. Numai pe acolo, dacă ajung cumva. Ok, ok, deja se aud chestii ciudate și nu-mi place ce se întâmplă. Hai să intrăm în clădire, fraților. Pe unde putem să o luăm?
Mamă, bro. Ok, pe aici, boys. Bă, pare ca o închisoare foarte, foarte ciudată. Nu știu dacă e o idee bună să intrăm înăuntru, însă eu o să intru, bro. Ok. Aba, nu, ăsta e locul normal. Bun, bun. Pe unde e intrarea? Pe aici, pe undeva ar trebui să fie. Da, pe aici, bunesc. Că pe aici, prin față. Ok, hai să vedem. Bun, mamă, se aud chestii, boys. Deja se aud mob ciudați. Ok. Mamă, boys, deci efectiv mă sperie. Ce ne bei pe aici, mamă, bro? Ok, aici avem gas mask, avem o gază de, o de-astea de, o mască de gaze, am zis gază, ok, bro. Bă, opa, uranium, mamă, bro, am găsit uranium, holy shit, dar nu mai e Aron aici. Nu mai e Aron aici, avem 5 grame de uraniu. Ok, deci bănuiesc că ăsta e un fel de bază militară veche. Gen, ce pot găsi aici, mai pot să găsesc chestii? După cum puteți vedea, uite, numai de-astea, mască de gaze și uranium, numai asta găsesc, holy shit, bro. Hai să mergem mai sus, man, dar am auzit ceva mob aici. Ok, așa sunt ceva țevi, mamă, boys, bă, e un loc destul de ciudat dacă stați să mă întrebați pe mine, pe bune. Ok, mamă, bro, am primit ceva efect, am primit... Bro, bro, what? Ok, sunt în zona cu radiații, bănuiesc, sunt în zona cu radiații și trebuie neapărat să ieși de aici. Trebuie neapărat să ieși de aici, holy shit, ok, să-mi dau un medkit. Bro, sunt într-o zonă cu radiații, după cum puteți vedea. Mamă, bro, ce tocmai mi s-a întâmplat. Ok, era să mor în această clădire. Însă, băi, eu aud ceva, e ceva ciudat în clădirea asta, holy shit, trebuie să mă uit măcar pe geam, bro. Măcar pe geam trebuie să mă uit să văd dacă e ceva. Bro, este un SCP. Este SCP, cumva 173. Mamă, boys, este SCP-173 înăuntru. Holy shit, voi îl vedeți? Este SCP-173, eu știu SCP-ul ăsta. Este ăla micuț așa care are 4 mâini, care a fost văzut și în viața reală. Mamă, băi, oare ce se mai află în această clădire, boys? Efectiv, eu vreau să plec de aici. Vreau să plec de aici. Însă trebuie să găsim o rezolvare, boys. Ce ziceți voi să facem? Să intrăm înăuntru, să explorăm toată clădirea și totodată să vedem ce se află și în chestia asta gigantică, sau să continuăm drumul spre bunker, pentru că din calculele mele mai avem destul de puține ore, vreo 36. Vreo zi jumate sau ceva de genul. Mamă, și se aud deja chestii foarte, foarte ciudate. O să merg înapoi la prietenii noștri ca să le zic ce s-a întâmplat și voi scrieți la comentarii dacă merită să mergem acolo înăuntru toți trei sau deloc. Da și surori, astăzi este ultima zi din apocalipsă, ziua cu numărul 7. În momentul de față, boys, mai avem câteva ore pentru a ajunge la bunkerul care urmează să ne salveze viața. Însă, fraților, am stat așa puțin și m-am gândit și avem tot, efectiv, tot ce avem nevoie. Avem locația bunkerului și avem și o modalitate cum să intrăm acolo, adică gramele de uraniu. Așa că am convenit împreună cu Georgiana și cu Alexei să rămânem să explorăm clădirea asta foarte, foarte suspectă pe care o avem aici. După cum puteți vedea, este o clădire unde cică se află SCP-uri și efectiv, boys, ăsta va fi ultimul popas pe care o să-l facem înainte să mergem la bunker. Ideea e că Georgiana a rămas aici și după cum puteți vedea, Alexei s-a dus acolo, adică nu o să vedeți, urmează să vedeți. Însă hai să vedem care e treaba. Georgiana, eu o să mă duc cu Alexei, nu știu cât o să stăm, însă tu să stai aici, să nu te miști deloc, pentru că, Doamne ferește, este ultimul lucru de care avem nevoie să ne pierdem între noi. Bun, Marius, Alexei s-a dus înăuntru. Vă rog ca asta să fie ultima aventură înainte de bunker. Trebuie neapărat să supraviețuim și mai avem doar 12 ore până toată planeta o să fie plină de substanțe toxice. Holy shit, păi zici, mai avem doar 12 ore și o să se dea substanțele canal, ca pământul să se refacă după apocalipsa. Drumul până la bunker este de 10 ore, așa că să vă grăbiți. Ok, deci băi, practic avem 2 ore de explorat. Stan și Georgiana nu o să doreze mai mult de 20 de minute sau ceva de genul, pentru că acolo sunt niște chestii foarte ciudate. Și totodată, fraților, uitați-vă ce am pe mine. Am o mască de gaze și pe lângă chestia asta, boys, am un radiation pill. Aveam acest pill care are gen apără de la radiație. Hai să vedem care-i treaba. Să mergem acolo în față, boys, ok. Mamă, băi, e chestia asta ciudată. Stai să bat rapid mobul ăsta. Deci, boys, Alexei mă așteaptă acolo. Ideea e că o să mă duc, o să explorez efectiv tot locul. Stați puțin să-mi iau torțele. Deci o să explorez efectiv tot locul. Ok, stați să iau torțele. Nu știu ce cu chestia asta la mine în inventar. Poate am luat-o de pe jos de acolo, gen. O fi că era o barieră acolo unde erau puse semnele alea. Hai să mergem în față și după cum puteți vedea, boys, Alexei ne așteaptă acolo la intrare. Nu știu dacă o să fie de acord să intre cu mine înăuntru. Mai ales dacă s-a uitat pe aici și l-a văzut pe SCP-173, bănesc, e destul de speriat. Însă hai să vedem care e treaba. Să
Salut, Alexei, frățioro! Ce, tocmai fac, mă, uite, și chestia asta de data trecută, bro. Nu știu de ce tot sunt iteme pe jos. Deci ia zi, frățioro, intrăm înăuntru, hai să mergem. Marius, frate, m-am uitat și eu pe fereastră și am văzut niște creaturi pe care nu le credeam reale nici în filme, pe bune. Îmi pare rău, însă tu dacă vrei să afli ce înăuntru, este complet treaba ta. Eu să te aștept afară și după plecăm o dată din locul ăsta. Mamă, boys, Alexei nu vrea să vină cu mine, însă, fraților, eu nu o să las totul așa și o să intru înăuntru. Ok, boys, hai să vedem care e treaba. Deci aici, în această cameră, se află SCP-173. Însă hai să vedem ce mai în față, boys, să vedem ce se află și mai în față, ok. Ok, am aceste radiation pill, așa că o să bag un de-asta să nu cumva să se întâmple ceva și dacă mă lovește radiația, tot o să bag niște de-astea. Bun. Ei bine, boys, pe aici am fost, după cum știți, adică am fost în locurile astea, nu e mare chestie, însă nu am fost la etaj, fraților. Ăla este locul pe care nu prea l-am fermentat pe aici, l-am frecventat. Ok, hai să mergem pe aici, băi, deja aud mob ciudați, hai să mergem tot în fața. Ok, după cum puteți vedea, mi-a crescut nivelul de radiații, însă am pastilele astea. Bro, what? Mă sperie, nu pot să merg acolo, trebuie să sparg asta, bănesc. Ok, hai să vedem, boys. Opa, mi-a dat nivelul de radiație, stai să-mi bag o pastilă de asta ca să scadă. Ok. Ok, hai să mergem mai departe, boys. Vedeți ce se află aici? Hopa, avem ceva aici? Nu. Nimica interesant. Vreau să văd dacă mai găsesc vreo creatură sau ceva de genul. Mamă, deja suntem la ultimul etaj. Hopa! Boys! Mamă! Încă o creatură! Mamă, și acolo e o casă, ok. De aici, boys, este încă o creatură care este ținută captivă. A mai fost cineva aici înainte? Boys! Ăsta seamănă cu Longhorse! Băi, mi se pare mie sau are capul lui Longhorse? Băi, ăsta-i... Gen, pot să-l bat? Bro, voi vedeți creatura asta super ciudată. Ia, pot să o bat? Ok, după cum puteți vedea, ok, a bătut-o. Mamă, băi, foarte, foarte ciudată. Ok, ok, deci am mai găsit totul cu creatura ciudată. Hai să mergem mai departe, băi, să vedem dacă mai găsim ceva pe aici. Bun, ok, mamă, băi, e drumul ăsta, iar mi se pare ciudat drumul. Hopa, acum mergem în jos, fraților, fiți atenți. În jos? Ce-i acolo jos, boys? Oh, ăsta e un televizor spart, bă, aici a fost o bază secretă înainte. Însă acolo este încă un semn de radiație, fraților. Ok. Deci aici, boys, bănesc că aici mai jos se află pe bune o bază secretă, pentru că nu puteam să intru pe aici, din câte știu, nu? Mamă, aici nu-i nimica? A, ba nu, e power cell, sunt baterii aici, ok. După cum puteți vedea... Aia! Bro! Bro, alo? Cum a apărut băiatul ăsta aici lângă mine? Ok, bro, e momentul să mori. Îmi pare rău că te arunț, însă e momentul să mori pe bune. Mamă, bro, ok. Mamă, bă, ăsta fuge de mine, mori odată, mori. Mori, fraiere, mori, 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 mori. Mori odată, ok, fraților. Însă, acum putem merge mai jos. Mamă, băi, mai jos este pe bune o bază secretă, băi. Nu știu dacă e idee bună să mă duc acolo. O să bag o radiație de asta, o pasie de radiație. Și hai să mergem aici jos. Oh, holy shit, boys, mamă, băi, ce o bază secretă pe bune. Asta bănuiesc că a fost un laborator de experimente SCP înainte. Și acum am ajuns noi să-l explorăm. Ok, ok, ce e aici, boys? Ok. Ma, bro, bro, mi se face radiația maximă. Bag pastile de astea, însă sper că nu degeaba. Ok. Opa! Boys, cine e ăsta? Bă, ăsta este... Bro, what? Ok, asta este o altă creatură foarte, foarte ciudată pe care am omorât-o. Și aici, nu prea înțeleg ce sunt astea. Ok, frate, o să las totul aici și o să plec de aici. Trebuie neapărat să plecăm din locul ăsta foarte, foarte ciudat. Efectiv, cred că am explorat toată baza și după cum puteți vedea, eu cred că mi-a confirmat faptul că înainte a fost o bază secretă SCP. Bro, 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 începe radiația maximă. Radiația maximă. Dă-i, frate, cu pastilele astea să ne revenim. E radiație maximă, boys. Ok, trebuie neapărat să ieșim de aici. Hai să zic și eu, Alexei, că am găsit lucruri ciudate și trebuie neapărat să ne cărăm. Băieți și fete, eu nu cred că am stat în baza aia secretă mai mult de 10 minute. Am venit aici cu Alexei și după cum puteți vedea, boys, Georgiana a fost omorâtă. Bro, ce s-a întâmplat? Marius, Georgiana a fost omorâtă de SCP-uri. Eu zic că nu avem timp să o jelim, așa că hai să plecăm cât mai rapid din locul ăsta. Să ajungem o dată la bunker ca să supraviețuim. Promite că nu mai faci nicio oprire spontană, nu mai explorezi nimica. Promit, promit, Alexei. Efectiv, trebuie neapărat să ne cărăm de aici. Însă, înainte, ca să nu mor prost, vreau să mă uit în casa asta. E cumva ceva aici ce nu am primit, am prins. Hai să vedem, avem potato, să luăm toate chestiile astea și o să ne cărăm de aici, boys. Efectiv, nici nu mă pot uita la Georgiana, pentru că după
după cum puteți vedea, ia să-i sunăm și astea. După cum puteți vedea, este moartă chiar aici. Alexei, hai să luăm mașina și să plecăm naiba din locul ăsta blestemat, ca să ajungem la bunker. Avem un drum de aproximativ 10 ore și ne auzim când am ajuns la bunker. Frați și surori, nu vine să cred că după atâta transpirație, atâta stres, uitați-vă unde tocmai am ajuns. Suntem în fața bunkerului, fraților. Băi, și mie nu vine să cred că după 7 zile de chin în apocalipsă am reușit să ajungem aici. I-am zis Alexei să se ducă la domnul ăsta să-i dea uraniu și hai să vedem ce a reușit. Ne lasă înăuntru, este un agent de la SRI. 2 grame de uraniu egal 2 bilete de intrare. Domnilor, ați avut mare noroc. În aproximativ 30 de minute pământul o să fie plin de substanțe toxice pentru oameni. Astfel, noi o să intrăm în bunker și după ce se calmează totul, o să ieșim. Acolo aveți absolut tot ce aveți nevoie. Ce să spun? Felicitări, ați supraviețuit apocalipsa. Let's go, fraților. Ăsta este lucru pe care vreau să-l aud. Efectiv, am supraviețuit apocalipsa. Am reușit împreună, voi ați luat deciziile, eu le-am executat și am reușit să supraviețuim apocalipsa. Hai să apăsăm pe butonașul acesta, fraților, și acum vom intra în bunker. Vă mulțumesc, fraților, am reușit să supraviețuim apocalipsa.